Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Sinteza Zilei. De-a lungul vieții noastre întâlnim mii de oameni, probabil pentru cei care locuim în marile orașe, zeci de mii de oameni. Cei mai mulți dintre ei ne sunt indiferenți, pe unii ni facem prieteni, pe unii pur și simplu ignorăm, de unii suntem fascinați, pe unii ajungem să îi urâm. Sunt foarte mulți oameni care ne zamăgesc de-a lungul vieții noastre. Sunt unii oameni pe care îi iubim și îi păstrăm pentru tot restul vieții lângă noi. Dar există o categorie. Există o categorie de oameni pe care n-ați vrea să o întâlniți niciodată în viața dumneavoastră. În seara asta, la această emisiune, veți întâlni prin intermediul materialelor, documentarelor, dezvăluirilor pe care le vom face, acea categorie de oameni pe care nu vreți să o întâlniți niciodată pe parcursul vieții dumneavoastră. Oamenii care îți distrug viața. Există și oameni care îți salvează viața. Care te salvează la nivel sufletesc, personal, care te salvează uneori și fizic. Și eu am multe povestiri, situații în care viața mea era la limită. Medici, prieteni, situații grele din viață. Dar se întâmplă uneori să-ți vezi de cursul vieții tale. Să nu fi făcut niciodată nimănui nimic rău. Să nu există niciun motiv pentru a întâlni astfel de oameni. Ei te caută, te găsesc și unii dintre ei nu se lasă până nu-ți distrug viața. O să-i vedeți în seara asta. Ei sunt, din păcate, în foarte multe zone influente ale puterii, ale societății și am să vă arăt câteva astfel de personaje. Pentru că inclusiv astăzi am văzut ceva ce mie mi-a atras atenția într-un mod, adică pe mine m-a scandalizat. M-a scandalizat să văd, de exemplu, niște mascați, niște gealați cu măștile pe față, care au luat un nou născut câteva săptămâni și l-au dus la mama, care în această seară a fost arestată. Mama este Izaura Angel. Știți, familia lui Bercea Mondial, lui Mircea Băsescu, care a luat șpagă ca să scoată pe Bercea din închisoare, au primit nenumărate amenințări pentru faptul că au făcut publice acele filme. În momentul acesta, toată familia lui Bercea Mondialu este în închisoare. Băsică este în închisoare, cel care a filmat. Bercea Mondialu este în închisoare, cel care a finanțat. Nevasta lui Bercea Mondialu este în închisoare și alți membri ai familiei. Acum, de ce au arestat-o pe Izaura Angel? Nu sunt apărătorul nimănui, nu sunt apărătorul celor din familia Mondialu, dar nu am cum să nu văd și nu am cum să nu fie cât se poate de clar că în cazul acestei persoane e vorba de o răzbunare pentru faptul că această familie a dat filmele și cred că mai este un element esențial. Această familie are și alte filme. Are și alte filme, are și alte înregistrări, are și alte carnețele cu notițe care indică lucruri foarte grave. Și această familie trebuia redusă la tăcere. Pentru ce a fost arestată? A fost arestată pentru că ar fi intenționat. Nu a dat o mită. Ar fi intenționat să dea o mită de 300 de euro să ajungă un telefon la Bercea Mondialu. Mie mi se pare că aici ceva miroase. Și despre modul în care miroase această poveste o să vorbim și în seara asta. O să vorbim, de exemplu, despre apariția din această seară la postul public de televiziune a președintelui Traian Băsescu, după ce acum o săptămână a spus-o, până acum se dovedește a fi o enormitate, a încercat să intre în jocul electoral nemai având nimic și știți, ați văzut oameni care încearcă să fie interesanți inventând lucruri sau încercând să manipuleze anumite informații pe care le au, dar pe care nu le pot dovedi. Ați întâlnit genul acela de filfizoni care intră într-o discuție și spun știu eu despre cutare. Dacă vă spune despre cutare, unii dintre ei încep să spună. Sunt niște lucruri într-atât de grave, într-atât de mari, încât îți dai seama din ceea ce spun că n-are cum să fie așa ceva.
În cazul domnului Traian Băsescu, multă vreme, mulți s-au gândit, sau în primele zile, mulți s-au gândit că ar putea să fie ceva acolo. Dacă spune președintele în funcție că unul dintre candidați ar putea să fie ofițer acoperit, ceva, ceva este. A trecut o săptămână și nimic. Poate că a așteptat o săptămână, poate că s-a mai gândit o săptămână, poate că ceva. În seara asta apare din nou la televizor și, văzând propria mlaștină, e mai mult decât o mlaștină, e un fel de troacă pe care a construit-o în toți anii ăștia, s-a gândit să plonjeze din nou în ea. Fără niciun fel de document, fără niciun fel de clarificare, fără niciun fel de element minim pe care să-l prezinți într-o discuție publică. Ești încă președintele în funcție. Nu ești o persoană de la un post de televiziune sau un ziar obscur, tabloid, care inventează eu știu ce fapte presupuse peste noapte. Ești președintele în funcție. Ai spus despre unul dintre cei care ar putea să devină președintele României că este ofițer acoperit și să spună asta, ca altfel o vei spune tu. Iar în seara asta nu vine și spune nimic suplimentar, ci, domne, a fost sau este, nu știm foarte exact. Cum nu știm foarte exact? Ăsta este președintele României? Acesta este comportament de președinte sau este comportamentul unui personaj ca cele pe care am descris mai devreme? Oameni care apar în viețile noastre pentru a distruge vieți. Nu este singurul, pentru că sunt un comando întreg. Ei, de regulă, sunt protejați de instituții ale statului. De regulă, din aceste zone acționează împotriva oamenilor și am multe exemple pe care aș vrea să vi le dau în această seară. Oameni pe care nu vreți să-i întâlniți niciodată. Un om care a înțeles de foarte aproape cum se ocupă indivizii ăștia de tine este, spre exemplu, Mircea Diaconu. Mircea Diaconu a văzut ce înseamnă ca niște indivizi să vină să scormonească în toată viața, pentru că ești o personalitate de mare prestigiu, pentru că lumea te ascultă și pentru că îți permiți să vorbești public, critic, despre ei, căutăm noi ceva. Au încercat tot. Tot ce au putut. Tot ce au putut a fost până la urmă să-l facă mai iubit și să ajungă în Parlamentul European, de unde nu l-au putut scoate așa cum au vrut. Dar ce se întâmplă însă cu oamenii care nu au avut destinul lui Mircea Diaconu și nu au reușit până la urmă? Pentru că uneori cei care își pun în minte să te distrugă, uneori reușesc. Și veți vedea exemple concrete de oameni care se ocupă cu distrusul de vieți și au reușit. Unii dintre cei care au fost distruși sunt în închisoare, în urma unor procese politice. Unii sunt terminați public în urma discreditării, cazul magistratului Eugen Iacobescu. Omul descoperise mita, descoperise filiera, descoperise direcția către președintele României prin fratele său. Și l-au decapitat folosind oameni din instituții, specialiști în decapitări, apoi l-au decapitat public folosind colonei care de asemenea se încearcă să se priceapă, că nu se pricep, sunt foarte slabi în orice, dar încearcă să linșeze oameni public, mediatic. Despre cazurile acestea, dar și despre cel puțin un caz de salvator de vieți. Un caz ce pe mine m-a impresionat mult în aceste zile, o să vorbim. Avem foarte multe anchete, inclusiv în ceea ce îl privește pe Iohannis 6 Case. Sper să avem timp pentru toate, va fi o seară foarte densă și cu această ieșire din nou halucinantă, din nou besmetică a președintelui în funcție, care spune că unul dintre candidați este ofițer acoperit, dar nu are nicio probă, nicio dovadă, iar explicațiile din seara asta, pe care le voi difuza în câteva clipe, sunt mai năucitoare decât prima apariție. Niște medici există. Poate n-ar fi rău să ne sesizăm. Noi, ca noi, dar niște instituții ale statului, sunt niște persoane periculoase în public. Ce se întâmplă cu ele? Pot și eu să apar în seara asta și să vă spun de exemplu că eu cred că
unul dintre candidați a violat copii, pot să vă spun că unul este pedofil, pot să vă spun orice și să nu pățesc nimic. Poate că inventez, poate că am vreo informație, poate că ceva, dar dacă nu pot să probez în niciun fel, eu aș avea probleme care nu reprezint până la urmă nimic, mă reprezint pe mine. Dar președintele în funcție, ce spun partenerii NATO, ce spun cei care cu adevărat au de păstrat secrete? În studioul nostru se află colega mea Oana Stancu. Bună seara, bun venit! De asemenea, se află în studioul nostru Ana Moraru, jurnalist, Antena 3 și observator. Bună seara! Este dublu medaliată la festivalul la New York Festival cu aur și argint. Veți vedea și motivația pentru care Ana se află în studioul nostru în această seară. Maestru Mircea Diaconu, bună seara! Senatorul Dan Șova, mulțumesc pentru prezență, și președintele grupului de investigații politice, Mugur Ciubică, bună seara! Înainte de a vorbi și despre arestarea Izaurei, înainte de a vorbi despre motivația pentru care este arestată, nu e mită, nu e flagrant, cum spunea Izaura, nu e flagrant. Nu s-a făcut un flagrant. Nu există. Are un copil de câteva săptămâni. Motivația pentru care o arestezi este că ar fi vrut să dea o mită. Mita aia n-a fost dată. N-avem cum să nu vorbim despre asta. Acesta este un subiect. Oana va vorbi, cred, pe larg despre el. Ieșirea lui Băsescu din seara asta halucinantă este al doilea subiect. Dar vreau să încep cu unul care este mai grav, dacă ar putea să fie ceva mai grav decât toate. Aseară și în seriile anterioare am vorbit despre modul în care puterile străine și vecine, cum ar fi Rusia, prin servicii secrete și nu numai, acționează pe teritoriul României. Ați văzut emisiunea de aseară, am vorbit un pic și despre interesele Ungariei în România, reprezentate de László Tökés. László Tökés, cel despre care mai mulți șefi de servicii secrete au afirmat că era spion al serviciilor secrete maghiare. În această emisiune am prezentat o dovadă, o chitanță de la serviciile secrete maghiare. Era o sumă uriașă pe care László Tökés o primea pentru informațiile pe care le oferea. Tökés a vorbit în Parlamentul Maghiar atacând din calitatea sa de om al sistemului, al serviciilor ungurești, dar și de europarlamentar ungur în Parlamentul European, a atacat instituțiile statului din România, a atacat SRI-ul, CSM-ul, pe primul ministru, ministrul de externe, pe doamna Corina Crețu, care este comisar european desemnat. Este un atac violent, este un atac scelerat al aceluia care a fost dovedit zilele trecute ca fiind colaborator în spionajul unguresc în România. Sigur, atacă și media, și dacă acesta este singurul răspuns pe care Tökés îl are în urma dezvăluirilor făcute, întrebarea este, în seara asta, în loc să vorbească Băsescu despre spioni închipuiți, imaginari, inventați, nu știm, n-ar fi trebuit să ne vorbească despre faptul că i-a retras steaua României acestui personaj dovedit ca fiind un colaborator al serviciilor secrete ungurești și fiind nu știu cum să catalogez, atacul scelerat din Parlamentul European. Nimic despre Tökés, nimic despre retragerea decorației, cele mai înalte distincții din statul român, steaua României. Acest personaj, la această oră, deține steaua României. Nici o referire la treaba asta, nici una, nici măcar una. Priviți declarația lui Tökés și în felul acesta începe seria de lucruri incredibile care s-au întâmplat astăzi. Acum are cuvântul domnul Tökés. Elnök úr, a romániai magyarság egyöntetű. Mulțumesc, domnule președinte. Maghiarii din România sunt pentru autonomia teritoriului secuiesc, în majoritate. Partidele și guvernul României sunt împotriva autonomiei acestei regiuni și guvernele majoritare
a fac o adevărată propagandă împotriva eforturilor realizate în vederea obținerii autonomiei, eforturi făcute de 500.000 de maghiari din Transilvania. Știrile din România incită împotriva autonomiei, utilizând mijloacele poliției secrete de pe vremea lui Ceaușescu, încălcând, practic, separarea puterilor în stat și dând dovadă de un adevărat atac antidemocratic față de eforturile legitime ale maghiarilor. Cer de aceea președintelui și parlamentului să-i protejeze pe maghiarii din Transilvania față de aceste atacuri și să susțină eforturile de autodeterminare. Mulțumesc, domnule. Bun, vrea autonomie, vrea tot felul de lucruri, domnul Tăcheș. Să vedem ce vrea protectorul său. Să știi, să ai informații. Șeful SIE, Talpeș, care a fost un slujitor lui Traian Băsescu, cum se știe, și există un mit că i-ar fi dus saci de dosare lui Băsescu. Deci, șeful SIE, Talpeș, a vorbit despre faptul că securitatea din România avea radiografia completă, totală, a spionului Laszlo Tökes. Același lucru a spus și șeful contraspionajului Filip Teodorescu, cel care astăzi îi reprezintă pe toți rezerviștii din SRI. Omul acesta este dovedit a fi spion maghiar, Traian Băsescu îi dă decorația, Steaua României și mai face încă un lucru. Pentru întâia dată când România a avut funcția de vicepreședinte al Parlamentului European, Băsescu, PDL, desigur cu sprijinul UDMR, îl propulsează în cea mai înaltă demnitate pe care o are România, pe cel dovedit ca fiind agent al serviciilor maghiare. Tökes Laszlo. Protectorul lui Laszlo Tökes, Băsescu Traian, în această seară, într-o ieșire din nou halucinantă, în opinia mea. Atunci când știi despre cineva că a fost ofițer acoperit, nu știi și când i-a încetat mandatul. Și acesta este un lucru pe care trebuie să-l afli înainte de a fi candidat la funcția de președinte, să-l afli dumneata ca cetățean, oricine, să știe că are un președinte care nu are nimic de ascuns. Am și eu oarecare planificare, vreau să fie un moment în care să aibă acces toată presa când voi spune un lucru sau altul. Ce este însă cert, pentru că am văzut foarte multe speculații. Să nu se aștepte nimeni că va fi un document al serviciilor secrete. Nu poate fi așa ceva, pentru că eu dacă aș fi primit informația scris de la SIE, spre exemplu, care i-a spus domnului Sârbu că nu există niciun ofițer acoperit printre candidați și aș fi de acord aproape cu dânsul, dar nu ne deci spune... Deci mai aproape ați fi de acord. Da, pentru că problema pe care eu am ridicat-o este dacă a fost un ofițer acoperit. Și o să vă spun de ce. Eu sunt convins că o astfel de afirmație nu face rău nimănui, o astfel de recunoaștere, dacă va fi. Problema este însă alta. Un fost ofițer acoperit nu poate să fie liniștit indiferent ce altă funcție are. Eu mi-aduc aminte până când am spus într-o emisiune, eram ministru transporturilor și cred că într-o emisiune la Tucă am spus tot cu bretele era, nu? Tot cu bretele, da. Cred că de la mine securitatea a beneficiat de câteva camioane de rapoarte. Eu gândindu-mă că rapoartele mele de voiaj, ca și comandant de navă, rapoartele către companie de la Anver, toate au fost văzute și de instituțiile de securitate ale vremii, mai ales că eram comandant pe o navă de 306 metri lungime, primele două se scufundaseu, Independența și Unirea, și asta era a treia navă. Și era în atenția tuturor organelor de securitate, a partidului, a... Deci, în acest sens am spus. Dar din acel moment n-a mai putut să treacă pe lângă mine niciun ofițer de securitate să zâmbească complice. Eu nu am primit un astfel de document cu
cu un nume și un prenume de la vreun serviciu de informații al României în care să mi se spună că a fost sau este ofițer acoperit un membru al guvernului. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, eu ar fi trebuit să tac. Pentru că este secret de stat. Deci niciun membru al guvernului nu are o problemă... Nu. Eu am spus că nu am primit niciun document. Da? Care să-mi facă o astfel de precizare. Sunt șef de stat, știu ce înseamnă secretul de stat. Dacă totuși, printre candidați, există un domn care a avut un, în trecutul lui un astfel de lucru care, repet, nu este nimic rușinos. Mai ales că discutăm de o perioadă de după 1990. Dar el trebuie recunoscut. Doamnelor și domnilor, să facem o recapitulare. Primul lucru care se reține este recunoașterea faptului că a dat într-atât de multe rapoarte la securitate încât erau camioane. Îi rog pe colegii mei din regie să ia din nou fragmentul când spune că la o emisiune la Tucă, aici ar fi o mică sugestie pe care i-a și făcut-o moderatorul, domnul Tucă. Tucă nu e, se spune Băsescu, Tucă. Deci, într-o emisiune a domnului Tucă, Băsescu Traian a recunoscut că a dat camioane de rapoarte la securitate. Asta este un lucru care se reține. Cumva încercând să se protejeze pentru momentul în care, probabil, că un camion ar putea să apară. În seara asta, la noapte, mâine dimineață, mâine, poate apare camion. Deci, încearcă să se pună la adăpost cu treaba asta. Dom'le, eu am spus. Deci, camioane de rapoarte la securitate date de Băsescu când era la Anver. A găsit cineva în mod public, în mod legal, vreo hârtiuță din rapoartele, camioanele de rapoartele lui Băsescu? Nu. Pentru că ele sunt băgate sub scaunul de la Cotroceni. Ridici scaunul, ridici biroul, sunt rapoartele. Figurativ, desigur. Bun, asta se înțelege. Înțelege cineva cum e cu ofițerul acoperit, zice, în emisiunea aia, și luați fragmentul, vă rog, și din emisiunea de la colonelul Turcescu. În emisiunea colonelului îi spune că există acum un ofițer acoperit. În emisiunea de la televiziunea publică zice, nu e, poate a fost. A, dar nu cumva poate să și fie, poate e... El nu știe exact timpul. La prezent nu e sigur, spune în seara asta. La trecut, poate. Dar la viitor, poate că unul o să fie. De la serviciile secrete, a zis că nu are niciun document. Unu. De la serviciile secrete, de asemenea, nu are niciun fel de informare că un membru al guvernului ar fi ofițer acoperit. Bun. Deci, înțelege cineva ce spune omul? Încă o dată, poate n-am înțeles eu. Eu am încercat să fac propriile capitulare, dar poate dumneavoastră înțelegeți mai bine. Poate spune el și nu înțelegem noi. Încă o dată și rog și pe invitat să fie atenți că începem discuția. Deci, omul spune cu camioanele de rapoarte, dar cum e cu ofițerul acoperit? Că el oricum e trecut. Asta este. E doar trecut. Un morman de deziluzie, ca să citesc din Crina Antonescu, pe care nu l-am mai văzut de mult. Practic de ani de zile. Încă o dată, Băsescu Traian. Spus într-o emisiune, eram ministru transporturilor și cred că într-o emisiune la Tucă am spus... Tot cu bretele era, nu? Tot cu bretele, da. Cred că de la mine securitatea a beneficiat de câteva camioane de rapoarte. Eu gândindu-mă că rapoartele mele de voiaj, ca și comandant de navă, rapoartele către companie de la Anver, toate au fost văzute și de... instituțiile de securitate ale vremii, mai ales că eram comandant pe o navă de 306 metri lungime, primele două se scufundaseu, Independența și Unirea, și asta era a treia navă. Și era în atenția tuturor organelor de securitate, a partidului, a... Deci, în acest sens am spus. Dar din acel moment n-a mai putut să treacă pe lângă mine niciun ofițer de securitate să zâmbească complice. Eu nu am primit un astfel de document cu nume
și un prenume de la vreun serviciu de informații al României în care să mi se spună că a fost sau este ofițer acoperit un membru al guvernului. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, eu ar fi trebuit să tac. Pentru că este secret de stat. Deci niciun membru al guvernului nu are o problemă... Nu. Eu am spus că nu am primit niciun document. Da? Da. Care să-mi facă o astfel de precizare. Sunt șef de stat, știu ce înseamnă secretul de stat. Dacă totuși, printre candidați, există un domn care a avut un, în trecutul lui un astfel de lucru care, repet, nu este nimic rușinos. Mai ales că discutăm de o perioadă de după 1990. Dar el trebuie recunoscut. Fiola. Are cineva Fiola? Adică, altă întrebare, adică ce... O fiolă puternică, ați văzut că l-a amețit și pe moderator. Doar din respirație. Ce se înțelege? L-a năucit. Am înțeles că celelalte două nave se scufundase. Asta că e mai multe e, și e destul de clar. Probleme. Ceea ce e o problemă, într-adevăr. Am mai înțeles că el, când a zis chestia cu camioanele, a zis-o în 1998, nu știu dacă la emisiunea domnului Tucă sau în alt fel, dar a zis-o tot de frică și atunci, pentru că tocmai fusese, atunci nu exista CNSAS-ul, chestiile astea, dar fusese deconspirat, nu mai știu exact cum, un coleg de-a lui de partid, fost, care era și el deputat, am uitat cum îl cheamă, dacă mai avocat ceva, și a fost scandal de presă pe tema asta. Uite, Cutărică de la PD a fost colaborator al securității. Vilău. Vilău, exact. Vilău. E, și în momentul ăla, speriat că poate dacă l-au dat în gât pe Vilău cineva, apar și documente din camioane, a băgat-o el cu camionul ca să cumva să se protejeze dinainte. Cumva să-i uite, că eu totuși am zis dinainte să apar. Așa că și aia a fost o șmecherie tipică pentru Băsescu. Între timp n-au prea apărut, au apărut la CNSAS, pe site-ul CNSAS-ului, găsiți două turnătorii de ale lui Băsescu în calitate de comandant, din care au dedus cei de la CNSAS că, deși a colaborat cu securitatea, n-a făcut poliție politică, pentru că în urma rapoartelor lor n-a intrat nimeni la pușcărie sau ceva, deși el îi toarnă pe unii că ar fi vrut să-l mituiască, să-i dea mobilă, șpagă, aiure, mă rog. Altceva ce să mă mai... Se comentează singur imaginile și... inițial, de acum o săptămână. Și o săptămână trecut, după ce a spus catastrofa pe care a spus-o, acum încearcă să se scuze, spunând că știe ce înseamnă secret de stat. Cu toate astea, fiind secret de stat, spune că n-a primit niciun raport. Cu toate astea, zice că ar fi unul și ar vrea să spună. Dom'le, vă rog, să intervine cineva, salvarea, la TVR, vă rog. Deci încă o dată de la colonel. Încă mai cred că candidații au timp, ca înainte de a-și depune candidaturile, să spună public, să-și completeze CV-ul. Dacă au fost cumva ofițeri acoperiți sau nu. Și dacă n-au făcut lucrul acesta, o veți spune dumneavoastră? Da. Da, pentru că am obligația să o spun. Am obligația să o fac. Există lege care interzice serviciilor să-și facă cunoscute rețelele, ofițerii acoperiți, ofițerii descoperiți și așa mai departe, dar când discutăm despre funcția de președinte al României, nu poți să nu informezi. Nu spune nimeni să o facă serviciu, că n-are voie prin lege. Dar candidatul are obligația să o facă. Candidatul are obligația să o facă. Și voi fi în măsură să vă aduc probe ce înseamnă acest dublu buton. Deci veți face cu siguranță acest lucru? Da. Ar fi necinstit din partea mea. Ar fi necinstit. Sigur, va trebui rapid o hotărâre judecătorească, pentru că altfel serviciul nu poate să facă publică apartenența sau fosta apartenență. Însă nu poți să fii președintele României și să existe riscul să ai dublă comandă.
Cum e foarte dificil să fii și premier, și ministru, și orice fi, în funcții publice importante, este nepermis să nu spui. Pentru că eu sunt convins că dacă un candidat ar spune da, am fost sau sunt ofițer acoperit sau ce am fost, nu i s-ar întâmpla mare lucru. Cămăși mai sunt de forță? Sunt, dar nu sunt folosite la... Nu sunt. Asta e întrebarea. Adică în dacă scopul sunt, ce facem pentru cu care au fost inventate. Domnul Șova, ce da. Părere aveți? Vreau să observ că în prima ieșire nervoasă cu domnul Turcescu a pus accentul pe dubla comandă. Acum pune accentul în ieșirea din seara asta pe ideea dacă ar fi fost cineva fără o importanță electorală, eu asta înțeleg. Dar ceea ce este foarte important, mie mi se pare puțin comic pentru un motiv foarte simplu. Traian Băsescu spune așa, nu am un document de la serviciile secrete pentru că pe ăla nu l-aș fi putut dezvălui. Prima observație este că legea nu stabilește o interdicție în funcție de sursa informației. Deci interdicția de a devoala un ofițer acoperit al serviciilor române este o interdicție obiectivă. Nu spune dacă o ai de la servicii sau dacă o ai de pe stradă sau de la vecinul de vis-a-vis. Spune că n-ai voie să o faci publică. A doua chestiune este că singura modalitate prin care putem afla cu precizie dacă cineva a fost ofițer acoperit sau nu este numai ca sursă directă de la serviciu respectiv, pentru că altfel, eu repet, noi cu toții credem că Băsescu a fost ofițer, colaborator sau turnător sau ceva, dar nu avem proba pentru că nu ne dă niciun serviciu scris. Camioanele știe cineva unde sunt? Acolo s-a devoalat singur, spunând că n-a mai putut nimeni să treacă zâmbind complice pe lângă el. Era ca și cum ar fi spus, domne, eu m-am spus singur. Lor. Nu, m-am devoalat singur, nu mai avea nicio armă împotriva mea, eu așa am înțeles, dar mă rog. A treia chestiune este că dacă domnul Traian Băsescu are această informație, nu știu, să spunem de la un vecin, că nu pot să-mi dau seama de unde o ai, informația este cancan, pentru că ea nu poate deveni o informație serioasă decât dacă domnia sa, în calitate de șef al statului, ia informația respectivă, se adresează serviciului, că e SIE, că e SRI, că este alarmate și spune, domne, este adevărat această informație? Și atunci aminte când spune că n-are confirmarea sau informația de la serviciu, pentru că altfel nu se poate. Dacă mie mi-a spus domnul Diaconu, vine de exemplu, și îmi spune, domnul Mihai Gâdea este ofițer acoperit. Eu sunt cel mai descoperit, v-am da, zis. Și eu vin și spun, domne, am o informație că domnul Gâdea e ofițer acoperit, de la cine? De la domnul Diaconu. Atunci e cancana, e bășcălie. Dacă vrea să ducă chestia asta în bășcălie, mă rog. Trăgând linie, domnule Șova, după ce a spus dumneavoastră, eu înțeleg așa. Traian Băsescu va ieși cu un document în campania electorală când va fi momentul probabil cel mai tensionat. Acum depinde. La domnia sa un document poate să fie și un moment precum acela cu Radu Stroie când i-a dat o foaie albă împăturită și de aici toți au dedus că i-a dat dosarul de securitate și în realitate dă o stenogramă unei conversații de la Cotroceni. Deci poate fi și un astfel de moment fals, să spun. Dar poate să fie un document pe care Traian Băsescu l-are clar de la servicii pentru că le conduce. Și o să spună, nu-i de la servicii, că eu în calitate de președinte n-aș putea să fac serviciile, n-ar avea voie să-mi dat. Dar, cum spuneți dumneavoastră, domnule Șova, și aici zic că trag linie, dumnealui va încălca legea. Problema este în felul următor. Și ce? Câte legi a încălcat Traian Băsescu? Câte fapte penale are în spate Traian Băsescu? Problema este că dumneavoastră, la 2 ani și jumătate, după schimbarea puterii în România și preluarea practică a puterii de către USL, acum sunteți dumneavoastră fără PNL la putere, ați făcut astfel încât Traian Băsescu să zică așa și ce o să-mi facă ăștia? Că nu o să-i facă nimeni nimic. Pentru că parchetele sunt în continuare conduse de dumnealui și pentru că noi trăim într-un stat în care o doamnă judecător scrie negru pe alb că avem un aparat represiv al statului pe care gura păcătosului adevăr grește, îl vedem în fiecare zi în România. Deci l-am motivarea văzut
Într-un articol scris face și în motivarea din cazul Voiculescu, face trimitere doamna judecător Camelia Bogdan la acest aparat represiv. L-a folosit prima dată într-un articol publicat în Curierul Fiscal în 29 iunie 2011. Ce este foarte interesant este ce trebuie să facă acest aparat represiv al statului, respectiv să încalce și Constituția. Am o rugăminte pentru colegii mei din regie. Căutați, vă rog, e disponibil pe net. Căutați articolul? În Jurnalul Național ultimul articol postat în aceste momente. Vă și spun cum se numește. Judecătoare Camelia Bogdan, nu-i place Constituția. Doamna Camelia Bogdan are o teză personală, respectiv că articolul din Constituție care spune că se prezumă caracterul licit al unei averi până când procurorii probează contrariul și atunci poți să o confii, sigur, dacă ai stabilit că e, dar până una alta, prezumăm că este corect dobândită acea avere. Deși s-a încercat eliminarea acestui articol la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională a spus în 2011 că e neconstituțional să scoți acest articol din Constituție pentru că ai încălca dreptul la proprietate. Spune clar, nu interesează pe doamna Camelia Bogdan că a zis așa ceva Curtea Constituțională, nu interesează nici că avem o Constituție, e aberant și atunci dumneavoastră vrea ca aparatul represiv al statului să confiște averile chiar dacă nu sunt probate a fi dobândite ilicit. Am o întrebare și vreau să facem un concurs național. E posibil să câștigăm toți cei care răspundem, dar eu aș vrea să-l fac. În situația în care avem un președinte încă în funcție care face următoarea declarație, am dat camioane de informări la securitate. Primul aspect. Și al doilea, o judecătoare din România care a judecat cel mai mediatizat, cel mai important din multe puncte de vedere proces din ultimii 20 de ani, vine și spune într-un articol că noi trăim într-un stat represiv. Ia să vedem cum scrie doamna judecător cu mâna domniei sale. Ca o să ajung la concursul național. Articolul pe care l-ați dat mai devreme, aș vrea să vedem unde scrie exact. Eu văd mai greu pe acest videoul. Ia să vedem, Camelia Bogdan. Dacă mi-am puteți indica cu, poate folosiți cursorul, mai jos, mai jos. Aici, Camelia Bogdan face și pasul următor, propune alegerea unor articole ale Constituției în vigoare cu interpretări personale, de interpretări personale ale legii fundamentale. Într-un articol publicat în iunie 2011, Camelia Bogdan îi îndemna pe magistrați să nu interpreteze ad literam articolul 44. A instiga să nu respecti Constituția un articol din Constituție, paragraful 8, este ceva ce dacă eu aș face, nu știu ce mi s-ar putea întâmpla. Bun, chestiunea foarte tare este această formulare cu statul represiv. Doamna Camelia Bogdan spune că trăim într-un stat represiv. Cea care a dat sentința în dosarul Telepatia, vedeți dumneavoastră, percepția națională în proporție uriașă este că dosarul Telepatia, modul în care s-a instrumentat acest dosar, modul în care Aurelia plângea și umfla, modul în care procurorul îl întreba pe profesorul Mecinicovski de ce s-a înscris într-un partid politic. Toate lucrurile acestea, procesul în care nu a existat complet aleatoriu, nu s-a mers pe complet aleatoriu, completul, procesul de fapt, în care au fost arestați mai mulți judecători. Procesul politic al ultimilor ani și al lui Adrian Năstase a fost la fel. Deci procesele politice ale ultimilor ani sunt în statul în care președintele statului spune că a dat camioane de rapoarte la securitate, iar judecătoarea spune că trăim într-un stat represiv. Îmi dați voie să vă citesc
cu exactitate, ca să nu fie vreun dubiu că n-am fi găsit în articol. Ea susține că pentru combaterea infracțiunilor, având ca motivație principală profitul, trebuie ca aparatul represiv al statului, cu ghilimele, să fie orientat, deci citez fragmentul exact, aparatul represiv al statului să fie orientat spre confiscarea bunurilor dobândite. Mai mult, Camelia Bogdan propune ca autoritățile judiciare să ia în considerare posibilitatea de a pretinde persoanei acuzate să demonstreze originea bunurilor presupuse a proveni din săvârșirea de infracțiuni ori altor bunuri care pot face obiectul confiscării speciale, iar pentru aplicarea unor astfel de măsuri ar trebui reformulat articolul 44 din Constituție, cel cu prezumarea averii ca fiind licită. Da, ce mă șochează și mai mult sunt lucruri care, nu știu, poate domnul Șova ar putea să ne explice dacă țin, dacă au o substanță care să țină de codul penal, de codul de procedură penală, domnule Șova, de lege. Bună oară, doamna Camelia Bogdan are o teză despre infractorii fericiți și infractorii nefericiți. Ați citit această teză? Există? Ați studiat-o la facultate? Puteți să ne spuneți care este originea acestei teze până găsesc eu fragmentul, domnule Șova? Eu sunt puțin surprins pentru că doamna Camelia Bogdan mi-a fost studentă. Aici era problema, să știți. Acum, în sfârșit, și dumneavoastră faceți dezvăluiri. Și pe vremea aceea avea teze despre infractorii fericiți și nefericiți? Nu, eu vreau să vă spun următorul lucru. Deci ceea ce susține doamna Camelia Bogdan, juridic, da, e o prostie. Caracterul licit al dobândirii averii face parte din garanțiile fundamentale pe care le găsim în toate convențiile internaționale sau europene de drepturile omului, în primul rând. În al doilea rând, dacă n-am prezuma caracterul licit al dobândirii averii, ne-am aflat în postura în care administrația fiscală de sector ne-ar confisca la toți casele și ne-ar da posibilitatea ca într-un termen de 60 de zile să demonstrăm că le-am dobândit noi mult licit dacă le vrem înapoi. Al treilea lucru. Inversarea sarcinii probei, pentru că asta este problema. Un om are un bun și se pune problema așa. Cine trebuie să demonstreze dacă bunul respectiv este dobândit licit sau prin infracțiune? Trebuie să demonstreze cel care vrea să-l confiște, adică statul, sau trebuie să demonstreze proprietarul că l-a dobândit licit? În toate societățile civilizate occidentale și democratice, în primul rând, trebuie să demonstreze statul care vrea să ți-l confiște dacă are la bază o faptă ilicită. Singura dată când s-a inversat sarcina probei a fost începând din anii 30 în Rusia lui Stalin și din anii 50 în România, ca să ne întoarcem, pentru 11 ani în timpul lui Gheorghe Udej. Atât. Și deci imediat, deci, în timpul vieții lui Gheorghe Udej au renunțat la prostia asta, la presiunea Institutului de Cercetări Juridice al Academiei, au spus, dom'le, nu se poate, n-ai cum să mergi așa, confiscând, dar vreau să vă spun că raționamentul doamnei Camelia Bogdan, ca să fie foarte clar, este cel care a stat la baza naționalizării, la baza decretului 92/50, la baza naționalizării bunurilor industriale din România. Acesta a fost raționamentul și vă poate confirma. Atunci vă rog să-mi găsiți o rațiune. În cazul ăsta mi-ați găsit rațiunea Stalin. În cazul infractorilor fericiți, nu știu ce infracțiune o să ce argument veți avea, domnule Șova, zice așa doamna Camelia Bogdan. Infractorii fericiți beneficiază de cele mai multe ori de consultanță în schemele infracționale ce le întreprind, planificându-și activitatea infracțională pe o perioadă de minimum 10 ani. Ei își asumă riscul de a fi prinși cam în al 7-lea an. Bănuiesc că sunt fericiți că au stat 7 ani și au... E o similitudine fantastică cu domnul Băsescu. E cu numerologie, să știți. Infractorii nefericiți sunt cei care la sfârșitul procesului penal nu au posibilitatea să-și dovedească nevinovăția. Deci eu înțeleg, încerc foarte greu să înțeleg ceva din această chestiune. Dacă dumneavoastră găsiți vreo logică, altfel doamna are o problemă mare, zic eu. Mare, mare, mare de tot. Deci din chestiunea asta... E o altă oroare, chestia aia că nu reușesc să-și probeze nevinovăția. Cu toate astea sunt infractori. Deci pentru dumneavoastră nu există nevinovatul. Ăla e infractor nefericit. Da? Că nu și-a putut proba nevinovăția bietul om. Că despre ăia fericiți că și-au planificat 10 ani de infracțiuni gândindu-se că până al 7-lea o să fiu prins,
Vedeți, calificați cumva, domnule Șova, chestiunea asta? E raționamentul tipic al Inchiziției. Cine a ajuns în fața noastră este vinovat. Domnul Șova, doamna Stancu, domnilor și domnilor. Da, Legea, legea răspunderii magistraților, înțeleg că după 2 ani și jumătate de mandat al dumneavoastră, celor de la putere astăzi, este doar un proiect la domnul Cazanciuc, că încep să-i uit și numele dacă avem un ministru al justiției pe care l-am botezat cândva moluscă, poate de aceea și proiectul ăsta este tot gelatinos, așa, prin sertarele dumneavoastră. Vă dau dreptate, dar vreau să subliniez că legea responsabilității magistraților se chinuie Parlamentul României cu ea din 92. Nu doar de 2 ani. M-am liniștit. Domnul Cazanciuc poate să moluscească în continuare. În 2700 o să avem legea. Problema e așa. Avem un judecător care se pronunță în această cauză. Este doamna care a dispus confiscarea sediului Antena 3. Este doamna care a considerat că un bloc al sediului Intact Media Group construit înainte de așa zisa privatizare ar trebui și el confiscat, pentru că nu stăm acum să ne uităm. O să vă arăt niște lucruri din motivare, de o să vă stea ceasul. Dar vorbeam la începutul emisiunii de oameni care îți distrug viața. Există această profesie. Cum există unii oameni care te salvează, există unii oameni care pot să-ți distrugă viața. La comandă politică, cum se întâmplă de multe ori, sau din alte motive. Noi avem acum un caz cu o doamnă care este judecător în statul român și spune așa: nu procurorul trebuie să stabilească dacă există elemente care să mă poată pune sub acuzare și să demonstreze vinovăția mea printr-un rechizitoriu și prin probe. Cuvântul acesta, probe, nu mai există în România. Există coincidențe, cum este în cazul profesorului Voiculescu. Nu există probe. Bun. Și în momentul în care ești dus în fața instanței, doamna judecător spune, nici mai mult, nici mai puțin, decât faptul că tu trebuie să-ți demonstrezi vinovăția. Nevinovăția. Nu asta ți-a auzit ceva mai dement? Într-o democrație, nu trebuie să fii jurist, nu trebuie să-l întrebi pe profesorul Șova sau pe cel mai important profesor de drept din lume. Într-o democrație, lucrurile stau în felul următor. Dacă nu ai probe împotriva unui criminal cum este O.J. Simpson în Statele Unite, domnule, nu sunt suficiente probe. Nu sunt, ele sunt niște indicii și sunt niște probe, dar nu stau în picioare. El este declarat nevinovat pentru că nu pot să condamn pe cineva fără probe. Am dat un alt exemplu cu unul dintre cei care au participat la masacrele din fosta Iugoslavie. Nu au existat probe, era genocid, au zis, ne pare rău, tribunalul de la Haga nu merge. Cum să vină cineva în România și să ne spună, dacă eu vin și spun despre dumneavoastră, ați violat-o pe Fănica azi noapte? Păi dumneavoastră trebuie să demonstrați că n-ați violat-o sau eu trebuie să demonstrez că ați violat-o? Vă arăt în câteva clipe niște lucruri incredibile. Domnule europarlamentar, maestre, la ce vreți să vă referiți? S-am blânzit în prima. La ce vreți să vă referiți? La camioane? De la eu poartă? am rămas blocat, așa e. La camioane. Discul a rămas acolo la mine. Vedeți, la camioanele cu documente. În anii aia de care e vorba, era un băiat la Buftea care era inginer de sunet și lucra la sunet. Și, mă rog, salariu mic, vremuri grele. Și soacra lui, că tocmai se însurase, i-a aranjat să plece pe un vapor telegrafist. Pe un vapor. Nu știu dacă pe ăsta sau pe altele. Fericit, nu știu ce. Și la un moment dat m-am văzut iară cu el. Și zic, păi n-ai plecat? Păi nu, că trebuie să fac întâi școala de securitate. Și-a făcut 6 luni școala de securitate și după aceea a fost telegrafist. Cred că pe vapoarele alea și ancora era, avea grade. Deci e greu de imaginat. Am spus, n-am nicio dovadă. Deci spun o poveste și cu asta basta. Păi, dar nici Băsescu nu are dovadă cu spionii. Păi eu ce spun? Știți cum se numește la poker când unul nu are nicio carte în mână și zice că are? Că ca aici suntem. Deci joacă poker. Pur și simplu, cu noi. Ce a fost până acum, 10 ani? S-a jucat. S-a jucat cu noi, cum a vrut. Și noi am tăcut și l-am reales. Oana?
Nu, vreau să fac doar o completare. Mi-a tras Bianca Naie atenția că domnul Cazanciuc nu doar stă și se înscrie sub eticheta pusă de mine, ci dumnealui are activități. De exemplu, a ieșit la deschiderea noului an școlar alături de președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Cosma, și de fiul său, deputatul Cosma, a trimis în judecată, după ce eu am prezentat la exces de putere rețeaua de corupție cu interlopi, cu afacerile cu periculoase din Prahova, domnul Cazanciuc, ca ministru al justiției, a simțit nevoia să se afișeze alături de domnul Cosma. Poate fi și ăsta un semnal transmis lumii judiciare, nu? Haideți să dăm noi un semnal de 20 de secunde, scurt, 20 secunde, important, urmăriți-l, și apoi să vă dau mai multe semnale, ce mie mi se pare că ar trebui înțelese când nu este prea târziu. Să luăm spot. Da, urmăriți sinteza zilei. Vreau să vă prezint niște lucruri din documente la fel de șocante și... Nu știu cum să le cataloghez. Sunt intolerabile. Este intolerabil să ai un președinte în anul 2014 care s-a gândit acum pe final să ne spună că de fapt a dat camioane de rapoarte la securitate și că a visat spioane azi noapte și că ar vrea să-i deconspire în condițiile în care spionul Tökes este decorat cu Steaua României la această oră și a fost pus chiar de către protectorul său în funcția de vicepreședinte al Parlamentului European din partea României. E intolerabil. E intolerabil să trăiești într-un stat în care un magistrat să vină să spună că trăiești într-un stat represiv. Stat represiv înseamnă că ai procese politice. Așa se deduce că nu există într-un stat represiv justiție independentă. Haideți să vă prezint câteva lucruri foarte tari din documente. Vreau să-l revedem pe Băsescu când povestește dezinvolt cum a dat camioane de rapoarte la securitate. Măcar pentru asta și-a meritat emisiunea de la Postul Public pe banii dumneavoastră. Transporturilor. Și cred că într-o emisiune la Tucă am spus... Tot cu bretele era, nu? Tot cu bretele, da. Cred că de la mine securitatea a beneficiat de câteva camioane de rapoarte. Eu gândindu-mă că rapoartele mele de voiaj, ca și comandant de navă, rapoartele către companie de la Anver, toate au fost văzute și de instituțiile de securitate ale vremii, mai ales că eram comandant pe o navă de 306 metri lungime, primele două se scufundaseu, Independența și Unirea, și asta era a treia navă. Și era în atenția tuturor organelor de securitate, a partidului, a... Deci, în acest sens am spus... Dar din acel moment n-a mai putut să treacă pe lângă mine niciun ofițer de securitate să zâmbească complice. Eu nu am primit un astfel de document cu un nume și un prenume de la vreun serviciu de informații al României în care să mi se spună că a fost sau este ofițer. Deci n-a primit. N-a primit niciun document de la un serviciu secret. Dacă n-ai primit documente, cum ai rezolvat? Ți le-a adus Udrea într-o noapte, într-o dacă zi? Dacă n-a primit documente, a zis la colonelul că vrea să obține ceva în instanță, că va obține o hotărâre judecătorească. Deci e o demență totală. Da, ați auzit ce au făcut primele două nave? Acum deci am auzit mai bine. Metri. Erau de peste 306 metri, da? Și nu se scufunda se scufunda. Asta e ca aia cu hectarele. Are derapaje de asta, domnul Băsescu. Știți, țineți minte că la Nana l-a șocat atât de tare chestia cu Nana, încât a zis în continuu de 301 hectare. Tot cu 301 hectare o ținea. Acum celelalte două nave se scufunda seu. Inventează. Uneori, v-am spus, se întâmplă în anumite momente... Modernizează limba română, cred că asta face. Eu zic că în anumite momente ale vieții după ce a modernizat statul cât a putut... Poate o fi și asta, zic eu. Da, se vede. Instituțiile de securitate ale vremii, mai ales că eram comandant pe o navă de 306 metri lungime, primele două se scufundaseu, Independența și Unirea, și asta era a treia navă. Și era în atenția tuturor
organelor de securitate, a partidului, a... Deci, în acest sens am spus. Deci, este fantastic faptul că a dat camioane de rapoarte la securitate. M-aș bucura mult, v-am spus, în seara asta, mâine să apară unul dintre ele, pentru că băieții de la servicii, știți că sunt acolo la Cotroceni, băgate sub birou, acum cât e la TVR, poate le luați. Deci, încă o dată, ce-au făcut navele alea primele două? Pentru că aici este o dilemă. Întrebarea este, ies cuvintele așa, de la faptul că nu știi ce să mai spună cu invenția cu spionul de la colonel, sau pur și simplu de la... ceai. Există ceai care dă vorbire bizar. Încă o dată, ce făcuseră navele primele două? E o navă de 306 metri lungime, primele două se scufundaseu, Independența și Uniunea. Nu, e foarte important pentru că vreau să înțelegem, vorbește președintele României în funcție. Vă dați seama ce rușine pentru țara asta. Apare într-o emisiune la postul fraților Păunescu care au devalizat Bancorexul. Dumneavoastră înțelegeți în ce țară trăim, deci ei au devalizat Bancorexul. Cât au luat? 200 de milioane. Dumneavoastră dacă luați 200 de milioane de la o bancă, unde erați în momentul ăsta? Băi, nu mai erați. Deci ei au luat 200 de milioane. Frații Păunescu, Georgica în mod special, băiat cu ochii albaștri, că așa a fost, deci securist adevărat. Bun, 200 de milioane au rezolvat. Au făcut un post de televiziune ca o magherniță, ca un WC public. Asta este. S-a dus acolo, l-a găsit pe colonel, ce faceți aici? Păi, nevoile. Hai, și eu. Deci, aici avem următoarea situație, domnul Turcescu, există spioni care candidează, nu e bine, eu devoalez în documente, cer hotărâre judecătorească. Stă o săptămână, nu zice nimica, se duce la postul public pe banii dumneavoastră și spune așa, că niște nave se scufundasu și de asemenea că el ar spune, dar n-a primit nimic de la serviciile secrete, dar el ar vrea să știe, dar și încă ceva, am dat camionul la securitate de note. Încă o dată, ce au făcut navele primele două? Primele două se scufundaseu? Nu, e foarte important să înțelegem. Trăim într-un stat de drept în care există și represiune. Ce-au făcut navele? Deci, încă o dată, omul trebuie să spună până la urmă, încă o dată. 6 metri lungime, primele două se scufundaseu? Nu se poate, trebuie să înțelegem asta. Ce-au făcut primele două nave? Pentru că navele, noi știam că au fost mai multe și pare că toate se scufundeasu. Navele se scufundeasu, camioanele se scufundeasu, totul, țara se scufundeasu. Încă o dată, poate el joacă în Izaura, poate este Don Leoncio. Și așa se spune în portugheză. Navele se scufundeasu. Încă o dată. Metri lungime, primele două se scufundaseu. Nu. Cuburile de gheață se scufundeasu. Navele, toată flota română se scufundeasu. Încă o dată, pentru că vreau să înțelegem. Omul îți spune adevărul, încă o dată. Primele două se scufundaseu. Se scufunda seu. Da, nu sub seu. Asta am greșit eu, asta a fost greșeala mea. Tocmai de asta ca să clarificăm încă o dată, că n-am clarificat-o. Dar hai să dăm corect. De ce făcuse navele? Primele două se scufunda seu. Poate era cu gândul la Izaura, că tocmai a băgat-o la pușcărie și a zis Izaura. Bine că să-ți aminte de Izaura. Haideți că vorbim mai de Izaura. Mai știi cineva melodia din Izaura de la... Măi, dumneavoastră nu vă uitați la Izaura? Eu eram mic și eram obligat. Auzeam pe la vecini și mai auzeam. Dacă vreți, când la final. Se simte prin televizor, când te iau aburii prin televizor. Deja mă simt așa într-o... Dragi prieteni, ce să facem? Asta e președinte. Ce, vreți să vorbesc serios? După ce s-a dus la postul Bancorex, s-a dus la... Adică ce să faci în momentul de felul ăsta? Deci, haideți să vă arăt ceva senzațional. Din motivarea procesului politic, pentru că dacă e stat represiv, cum a spus doamna judecător, dacă a dat tone de camion la securitate, înțeleg că sunt procese politice. Păi atunci haideți să vedem în motivare cum ar veni în document. Priviți lucruri halucinante, aproape cu se scufundaseu. Deci, dați-vă rog pe ecran. Motivarea instanței de judecată cuprinde afirmații absolut contrariante și expresii demne de reviste de cancan. În locul unui document cu valabilitate judiciară de necontestat, judecătorii dosarului ICA amplifică prin motivarea lor sentimentul că acest dosar este unul comandat politic, în care întâi a fost stabilită vinovăția
și apoi s-au căutat așa zise probe. Atenție! Agențiile de știri și toată presa din România au relatat, cred că ar fi mai bine, și agențiile și toată presa. Cum e, doamna? Au. Și cel care a scris, că avem niște colegi și el, cred că se scufundase înainte de emisiune. Pe larg, despre unele expresii incompatibile cu sistemul de drept penal. După ce procurorul DNA a invocat telepatia ca fiind modalitatea lui Dan Voiculescu de influențare a unor oameni, judecătorii scriu în motivare alte două aspecte halucinante. Citez, dau ghilimele. Este vorba despre un șir continuu de coincidențe. Deci nu este vorba de un șir de dovezi. Nu este vorba de o dovadă. Nu este vorba de o jumătate de dovadă. Nu e vorba de un milimetru de dovadă. Nu e vorba de, eu știu, o presupunere. Este vorba despre un șir continuu de coincidențe. Și, citez din nou, inculpatul Mecinikovski a fost parșiv. Întrebare pentru toți cei care sunt prezenți, domnul profesor Șova, parșiv de când este în codul penal, adică infracțiunea de parșiv, de când a fost introdusă, e nou cod penal? Nu, normal că e o bășcălie, dar eu vreau să subliniez mai mult. Nu știu dacă e cineva aici care poate defini exact ce înseamnă parșiv. Ca și conținut al cuvântului, deci până să ajungem la vreo conotație juridică a lui. Normal că nu e o motivație. Dar ați râs mai devreme, domnule Șova, la care trimitere din motivare ați râs? La chestiunea cu telepatia? Ați izbucnit în râs la un moment nu, dat? Nu, am râs la șirul continuu de coincidență. Știți ce se întâmplă? Dumneavoastră râdeți, dar sunteți unul dintre cei mandatați să ne protejeze. Pe noi cei care astăzi poate fi fata unui interlop numită Izaura, mamă de copil de câteva săptămâni acasă, mâine poate fi oricare dintre noi supus abuzurilor acestui aparat represiv, cum spune doamna judecător, pe bună dreptate. Faptul că dumneavoastră râdeți când atâția oameni sunt în închisoare în dosarul acesta, când domnul profesor Mencinikovski a luat 8 ani de închisoare și asta pentru că a fost parșiv, înțeleg, când profesorul Voiculescu a luat 10 ani de închisoare pentru un șir de coincidențe, iertați-mă, este un lucru pentru care să vă cereți scuze. Nu, n-am să-mi cer scuze și am să vă spun și de ce, pentru că interpretați greșit. Dacă m-ați fi întrebat de ce am râs, v-ați fi spus. Am râs pentru bunul și simplu motiv că mi-am permis de mai multe ori să mă contrazic cu foarte mulți demagogi ai sistemului, spunându-le că cel mai important lucru în statul de drept este dreptul de apărare și nu dreptul de acuzare. Ori problema mare este că pe aceste prostii, și n-ai cum să nu râzi, este un râs amar, nu este un râs șăgalnic așa sau vreo bucurie, pe aceste imbecilisme sunt oameni care se duc 10 ani la închisoare, exact așa cum spuneți, dar să-mi spuneți mie aici că eu râd eventual că mă distrez, cred că va vi s-a mai eu vă subliniez ceva mult mai puțin, grav. Eu vă subliniez ceva mult mai grav. Dați-mi voie să termin, că mi-ați aruncat o acuzație foarte gravă. Că sunteți deci, responsabil să asta. Faceți ceva ca doamna, o doamnă judecător, nu aceasta de față, toți magistrații, că sunt judecători, că sunt procurori, deși eu nu sunt de acord că în această țară procurorii trebuie să fie magistrați, ci funcționarea Ministerului Greșiți, Public. Dacă sunt magistrați e mai bine decât dacă nu sunt magistrați. E doar părerea mea nespecialistă în drept. Am ascultat opinii precum ale fostului ministru Mona Pifniceru, un om pe care îl respect foarte mult și cred că am suficientă rațiune ca cetățean să cred în acest lucru. Doamna asta, opriți-vă puțin. Deci este foarte important ca procurorii să fie magistrați și ei sunt magistrați. Este foarte important, domnule Șova, ca dumneavoastră să faceți ceva cei de la putere, ca magistrații în România, judecători sau procurori, să răspundă pentru aceste aberații, pentru aceste procese politice. O secundă, că e important. Deci, e important să fie magistrați, pentru că magistrații sunt independenți, procurorii sunt subordonați ierarhic. După modelul sovietic. Aceia au inventat procurorii. Procurorii magistrați modelul sunt CEDO, independenți. Domnule Șova. Este primul. CEDO spune deci că procurorii sunt subordonați ierarhic. Eu vă respect legea pe dumneavoastră ca jurnalist și vă rog să mă respectați ca jurist. Dacă nu vă interesează opinia mea, nu vă mai spun. Vă citești din CEDO, dacă vreți la seară, domnul Ciubic. Vă rog să trați ideea juridică, pentru că vreau să mai arăt ceva foarte important. Păi nu, dar e important că ridică, vă să lansează niște acuși. Nu e corect. Vă rog, al doilea lucru. Responsabilitatea magistraților
nu este o chestie ca și cum stabilești răspunderea unui căuzaș că a furat din căruță. Deci responsabilitatea magistratului este o chestiune foarte dificilă. Există în jumătate din statele Uniunii Europene, în altă jumătate nu există. Este o chestiune de foarte mare sensibilitate, pentru că în momentul în care găsești o responsabilitate a magistratului corectă, vă dau un exemplu, înainte de 89, responsabilitatea magistratului se stabilea așa: dacă o instanță îți casa 3 hotărâri, nu mai aveai dreptul la înaintare, se mai amâna un termen sau te trimiteau la o instanță prin provincie. Deci existau asemenea tipuri de sancțiuni administrative. Dar dacă în sarcina unui magistrat, și vă spun așa, stabiliți sancțiuni patrimoniale foarte dure sau sancțiuni penale, atunci ne vom trezi cu magistrați care nu mai au curajul să aplice o pedeapsă. Problema pe care noi nu reușim să o stabilim este una foarte simplă. În sistemul de magistrați avem 5.000 de judecători, în care 4.960 sunt oameni corecți și profesioniști. Sunt 40, 50, 60, poate 100 de magistrați care își bat joc, care dau hotărâri, cum este aceasta în cazul Voiculescu, care au dat hotărâri, cum este cea în cazul Năstase, și cred că mai putem găsi, pentru că se întâmplă asemenea hotărâri și la persoane care nu sunt celebre din punct de vedere public, din păcate. Ca doamna Popovici, ca domnul Popovici. Exact. E, problema este că noi trebuie să găsim posibilitatea de a sancționa individual. Când facem aceste discuții, și mă opun ca om care vin din sistem, se aruncă o anatemă asupra 4.000 de procurori, asupra 5.000 de judecători și nu este corect. Problema este că acești oameni care dau aceste hotărâri cu aceste motivații, uitați, o spun aici, mâine o să supere CSM-ul, trebuie în primul rând să plece din magistratură. Că în timp ce dumneavoastră, noi sau alt, dar nu putem face noi, nu pot face decât Consiliul Superior al Magistraturii și organele. Iată, avem Asociația Magistraților din România. Ce a spus? A spus că domnul Morar nu se bucură de criteriul înaltei competențe profesionale pentru a fi judecător la Curtea Constituțională, sau adresat Curții Constituționale. Și ne-am trezit cu toții, lucru pe care, ca să spun așa, îl afirm, de la Catedra Universității, toată Facultatea de Drept a Universității București și Clujul și Iașiul spun același lucru. Dom'le, nu mai puneți în lege sintagme subiective care atunci când ajungem la ele nu pot fi stabilite de nimeni. E, domnul Morar avea cei 18 ani vechime, n-avea ce să-i spui, se punea problema în alte competențe profesionale și a venit întrebarea și a spus: cine este cel chemat să stabilească dacă Morar are sau nu în altă competență profesională? Cine este acea persoană fără pată și pe care noi în România o recunoaștem nu, toți? Nu, așa se pun întrebările. Și asta o altă problemă. Cine este? Exact. Așa se pun întrebările. Am o rugăminte. Care să stabilească? Și așa l-au scăpat. Revenim la documentul pe care vi l-am arătat, pentru că e o întrebare pentru juriștii din România, pentru oricine, pentru maestru diaconul. Știe cineva ce legătură există între expresiile șir de coincidențe și parșiv cu un document care se numește codul penal? Știe cineva? Nu știe. Dacă nu știe nimeni, mergem mai departe și vă mai arăt ceva. Mai departe? E o întrebare clară. Ce fel de justiție este aceasta? Unde sunt încadrările exacte în articolele de lege? Unde sunt probele materiale? Dar întrebarea e foarte corectă, pentru că sunt 220 de pagini de povești. De povești. Nu e nicio probă, nu e vorba de niciun fapt, de fapte concrete. Nu e nimic. Sunt povești și înseilări așa de chestii amestecate. Este tipul, bine fiind așa mare, e greu să-i spun, dar totuși i-am zis că e un tip de editorial băsist, dar foarte prost. Foarte prost. Știți că au existat și băsiști care mai scriau. Tot prost scriau și băsiști, chiar dacă erau scriitori celebri când scriau de politică. Dar oricum erau citibile editorialele. Ăsta e un editorial prost. Foarte repede prost, citesc prost, mai gen departe. Bot, așa, dacă știți că e un editorialist bot. E, gen bot. Există persoane cu nume bot? Bot, da. Nu e poreclă? Nu. Nu e cumva vocație? E vocație, dar vocația da. se regăsește în nume. Atenție! Motivarea instanței este cu atât mai surprinzătoare în elaborarea ei, cu cât judecătorii reproșează negru pe alb lui Dan Voiculescu faptul că a investit sume mari de bani în Institutul de Cercetări Alimentare în pericol de a intra în faliment. I se impută profesorului Voiculescu faptul că a dat ICA
suma a dat Institutul de Cercetări Alimentare suma de 17 miliarde de lei, atenție, citesc din motivare, pentru achitarea sumelor datorate de societate la bugetul de stat, pagina 101. Probabil că e greșit să plătești datoriile. Dacă, de exemplu, luai 200 de milioane de la Bancorex, dacă nu-ți plăteai datoriile ca multe trusturi de presă din România, dacă nu făceai lucruri de felul ăsta, era în regulă. Aici, faptul că ai dat 17 miliarde, e o problemă. Asta fiind obligația din contractul de privatizare, ca pe lângă suma de bani plătită pentru achiziționarea acțiunilor, nu imobile și alte prostii, pe lângă asta să fie plătite datoriile mai vechi ale institutului, să se păstreze obiectul de activitate și așa mai departe. Deci toate alea s-au îndeplinit. Salvarea de la faliment devine pentru instanță un prilej de reproș și condamnare. Nu unul de normalitate pentru orice investitor. Completul de judecată recunoaște în actul întocmit, la pagina 86, că privatizarea ICA s-a făcut prin, citez din motivarea instanței, doamna care a motivat este cea care spune că România este stat represiv. Deci, privatizarea ICA, spune la pagina 86 de motivare, s-a făcut prin, citez, licitație publică cu strigare. Prin ce s-a făcut? Prin licitație publică cu strigare. Cea mai transparentă și legală modalitate de a priva societate. E așa. Vin în fața dumneavoastră, în fața țării, nu doar în fața celor care privesc această emisiune și spun, anunț, cine vrea să participe la licitație? Și vin toți ce? Cine vrea să participe la licitație? Cine vrea să salveze Institutul de Cercetări Alimentare? Cine vrea să dea 17 miliarde pentru a plăti datoriile? Cine nu vrea să-și bată joc de această țară? Cine? Cine? Toată lumea. Și vine cineva și spune, plătesc eu această sumă, plătesc eu aceste datorii. Mă oblig să iau institutul și să funcționeze după într-atât de bine încât cel mai important savan nutriționist al țării să participe, să lucreze la el și cele mai importante branduri alimentare, cum era Topoloveniu, să primească consultanță și să devină cel mai important brand și cel mai reputat din Europa. Nici asta nu e bine, am înțeles. Dar ce-o mai găsi în motivarea asta? Pentru că sunt lucruri fantastice. Deci, cel care a oferit prețul cel mai mare, acela a câștigat licitația. Problema este că nu înțelegem unde este infracțiunea dacă faci licitație cu strigare, cum spune doamna judecător, care a stabilit că trăim într-un stat represiv, motiv pentru care probabil trebuie date decizii politice. Da, și s-a făcut licitație cu strigare în condițiile în care legea respectivă a privatizării, privatizarea s-a făcut pe baza unei legi. Legea prevedea că se poate privatiza și cu un singur ofertant. Deci putea să fie și un singur ofertant și fără licitație. Au făcut totuși licitație. Așa că... Deci, atenție. Mergem mai departe. Nu înțelegem unde infracțiunea când participi la licitări cu strigare, dar poate găsim aici. În privința evaluării Institutului de Cercetări Alimentare, judecătorii folosesc în mod intenționat sumele în lei noi și lei vechi, lăsând impresia, prin amestecarea cifrelor și a zerourilor, că e vorba de o mare lovitură. Înțelegeți dumneavoastră? Să pui în motivare și lei vechi și lei noi, ca să induci în eroare, pentru că nu merge într-un document cum este o motivare a unei instanțe în care trimiți 10 ani de zile, confiși toate averile, să fii într-atât de represiv, încât să nu fii atent cu privire la zerourile pe care le treci. Bun. Lăsând impresia că prin amestecarea cifrelor și a zerourilor vorba despre o mare lovitură. În fapt, în motivarea sentinței se vorbește de o evaluare în 2003 a Institutului de Cercetări Alimentare cu suma în RON, deci în lei noi, când, de fapt, România a introdus RON la 1 iulie 2005, adică 2 ani de zile mai târziu. Represiv, cum zicea doamna judecător. Completul de judecată își asumă și afirmații care vor face obiectul contestațiilor interne și, eu cred, mai ales internaționale, cu atragerea răspunderii patrimoniale în cazul dovedirii abuzului. Iată pasajul incredibil. Citez. În documentul citat se mai arată că Dan Voiculescu a urmărit disimularea originii ilicite a proprietăților și fondurilor murdare. Până la data emiterii acestei hotărâri judecătorești, cu un pronunțat caracter politic,
Dan Voiculescu n-a fost niciodată acuzat sau cercetat pentru așa zise fonduri murdare. Niciodată. Presupunerea judecătorilor este de rea credință și va atrage după sine responsabilitatea celor afirmate. În dorința lor de a confirma sentințele publice date de Băsescu Traian timp de 7-8 ani, cu mult înaintea oricărei decizii, așa se întâmplă în procesele politice. Spune cineva cu 7-8 ani de zile care e verdictul și după 7-8 ani, ca să fie infractorii fericiți și judecătorii mai ales fericiți, dar mai ales președinții care se scufundaseu. Pentru ei să fie și ei fericiți, președintele care se scufundaseu... Președinții se scufundaseu în whisky, cred, în mod special. Deci cu mult înaintea oricărei decizii a justiției, completul de judecător a dat o sentință și a redactat o motivare plină de inadvertențe, conflicte de logică și considerații de tip revistă Cancan. Pentru toate acestea, ei sunt răspunzători pe viitor pentru soluția pronunțată și motivarea redactată. Este dreptul oricărei persoane să conteste abuzurile instanțelor naționale la instituțiile europene și internaționale. Pentru a confirma încă o dată caracterul abuziv al unor anchete DNA și a unor hotărâri judecătorești, iată o declarație explozivă, făcută de Băsescu Traian, cel care a recunoscut în această seară că a dat camioane de note securității, a mai recunoscut amprenta asupra unui sistem abuziv creat chiar de el. Procesele politice au loc în sisteme represive, în state represive, cum spune doamna judecător, la comanda cuiva. Citez din Băsescu Traian. Semn de întrebare asupra profesionalismului unor procurori DNA. Deocamdată legal nu răspunde niciodată procurorul pentru distrugerea carierei unui om politic sau oarecare. Cum tu distrugi o carieră? Trebuie să știi că și tu îți închei cariera în momentul în care faci un abuz asupra unui om. Dacă în practica procurorilor e cumva șantajul, ori îmi declari asta, ori îți dau mandat, zice Băsescu, citând ipotetic din procurori. Mă tem că suntem departe de a avea niște procurori care lucrează cu mijloace democratice. Și eu am trecut prin fața procurorilor și niciodată nu și-au permis, oricât i-am blestemat eu, șantajul. Dar ce am văzut într-o discuție înregistrată între doi procurori de la DNA, unul era Papici, și un procuror suspectat de fraudă, modul în care îl șantajau, nu mi-a plăcut. M-am gândit ce face un om simplu în fața unui procuror. Va trebui să vedem care sunt soluțiile. Să protejăm oamenii de abuzurile procurorilor, judecătorilor. Parlamentul va trebui să fie foarte atent la avizele pe care le dă și să ceară procurorilor să documenteze corespunzător un dosar în care cer anchetarea, arestarea unui demnitar al statului. 50% nivelul de eroare la dosarele de mare corupție, prea mult. Dragi prieteni, Băsescu spune că sunt dintre dosarele de corupție sunt 50% eroare. Dumneavoastră înțelegeți că la ora aceasta sunt oameni în închisoare. Mulți. Iar Băsescu, care a inventat acest sistem cu Macovei și cu toți papicii, 50% dintre ei spune Băsescu, nu spun eu. Părerea mea este că mult mai mult de atât. Eu cred că 90% poate spre... Nu știu. Nu știu să evaluez pentru că nu am toate aceste dosare. Dar așa, pe presupuneri, pot să-mi dau și cu presupusul. Motiv pentru care nu mergem pe presupuneri, mergem pe declarațiile acelui care este la acest moment șeful statului, da? El spune așa, că în sistemul lui, în cei 10 ani de zile, în dosarele mari de corupție, este o eroare de 50%. Dumneavoastră ați auzit ceva mai halucinant ca asta? Sigur că are dreptate că procurorii distrug vieți, cariere, familii. Sunt oameni în această țară, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, care distrug vieți, care se asigură că ele trebuie distruse până la capăt, prin confiscări. Familia profesorului Mecinikovski trebuie să părăsească casa și multe alte familii. Întrebarea mea este, dacă cel care a inventat sistemul
ne mărturisește în clar într-o declarație că 50% este eroare. Că procurorii practică șantajul, ceea ce face și el în seara asta. Dacă există cu adevărat un ofițer acoperit între candidați, iar el face această presiune și acest șantaj, asta este șantaj. Dar acum nu cred că trebuie să mai vorbim despre halucinații și despre cum dădea note la Securitate, pentru că poate lucrurile se vor clarifica. Vreau să rămân la această chestiune. Un judecător care a dispus toate aceste lucruri în procesul ultimilor 20 de ani spune că România este un sistem represiv. Iar Băsescu spune că 50% dintre soluțiile în dosarele de corupție sunt eroare. Nu sunt eroare, Mihai. Nu, dar problema este și cum stau oia în închisoare, pentru că dacă ar fi eroare, luăm o pauză și voi face o demonstrație după că toate buzurile astea sunt cu intenție și fac parte din acest sistem represiv și voi face o comparație foarte interesantă bazată pe lucrurile care s-au scris despre Gazprom. Și ce, cu cine e parteneră fica președintelui Băsescu și președintele însuși? Ce e Gazprom de fapt? Și după pauza de publicitate va fi și un moment extraordinar. Unul dintre cele mai frumoase momente care s-au întâmplat în ultimii mulți ani de zile. Pentru că mai sunt și oameni în țara aceasta și în viața noastră care mai salvează vieți. Ana Moraru este unul dintre cei care au salvat o viață. Ceva minunat în scurtă vreme. Rămâneți cu noi, întoarce imediat. Sinteza zilei, dragi prieteni, declarația serie, aș vrea să o reluăm. Este foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat cu două nave din Marea Flotă a României, încă o dată. Primele două se scufundaseu. Vedeți, este foarte important să știm ce s-a întâmplat cu primele două. Ce s-a mai întâmplat cu următoarele 20, încă o dată, aș vrea să vedem. 6 metri lungime, primele două se scufundaseu. Și Unirea și asta era a treia navă. Și era... Problema este că România se scufundase. Problema este că avem o situație într-atât de urâtă, încât familia care face dezvăluirile dă publicității filmele cu fratele președintelui României care ia banii morman. Morman. Morman pentru intervenții în justiție. Un magistrat descoperă asta și este decapitat. Iar familia respectivă, din momentul în care a făcut aceste dezvăluiri, este sub asediu. Izaura, tânără mamă, este luată astăzi pentru faptul că s-o fi gândit ea că ar putea să dea 300 de euro unui gardian care îl păzește pe taică-su în pușcărie. Dar nu i-a dat. Păi și atunci de ce e frățioare? Ca să înțeleagă și cei care au acționat. Imagini cu Izaura, dacă aveți, doamna Oana Stancu, pare că situația se scufundase definitiv. Uite cum cred eu că stau lucrurile. Avem de-a face cu o familie de etnie romă și cu eticheta de clan interlop. Și ăsta cred eu că este argumentul aparatului represiv despre care vorbește doamna judecător Camelia Bogdan, pentru a face abuzurile pe care le fac, știind că nația asta nu va face un scandal monstru pentru o femeie de etnie romă și partea unui clan interlop. Eu cred că e de făcut scandal monstru. Pentru că familia asta a avut curajul să se pună cu președintele României și cu clanul său. Tot ce a spus până acum familia Angel, tot ce a spus Izaura Angel, s-a confirmat. Mircea Băsescu e în închisoare și după toate cererile repetate de eliberare, da, instanțele nu-l eliberează. Procurorii nu caută banii pe care Mircea Băsescu recunoaște că i-a luat. Bun. Procurorii nu caută să vadă dacă sunt la doamna Doinița acasă, dacă sunt într-un cont. Procurorii nu caută pe doamna de la bancă care are toate șansele să fie
acționara și administratora firmelor lui Mircea Băsescu să vadă dacă dumneaei a numărat banii și a venit cu aparatul ăla să vadă dacă sunt falși sau nu. Procurorii nu-l caută pe șoferul doamnei Chiove și să vadă dacă nu cumva a luat bani în numele ei sau pentru ea. Procurorii nu vor să vadă dacă nu cumva sistemul de corupție a ajuns, Doamne ferește, până la președintele înaltei curți din România. Procurorii nu vor să vadă dacă banii n-au ajuns cumva, Doamne ferește, chiar la președintele României. Procurorii din această țară au treabă să aducă la tăcere această familie. Care este scopul pentru care Izaura Anghel să fie reținută și probabil mâine să se meargă cu mandat la judecător pentru arestarea ei 29 de zile? Care este scopul arestării preventive? Poate mă ajută domnul Șova să-l împiedici pe cel care comite infracțiunea, să o comită în continuare, ca atare. Ce poate face Izaura Anghel după ce ar fi fost prinsă, că ar fi discutat să dea, că nu e flagrant, de ce nu a fost făcut flagrant? Da? Nu există nicio probă la dosar, ne spune avocatul, că ar fi dat banii sau că ar fi dat telefonul să ajungă la tatăl ei în închisoare. Avem doar o discuție despre ce putea să facă. Să mai poartă discuția? Să-l sperie pe gardianul care a făcut denunțul? Putea să facă asta Izaura Anghel? Ce putea, care era pericolul public? Legea așa zice, să-l reții ca să oprești pericolul public. Care era pericolul public pentru această femeie cu copil foarte mic acasă, pe care l-au adus după ea astăzi să-l alăpteze și în seara asta i-au luat mama de lângă el? Uite copilul, uite imaginile. Bun, și asta în condițiile în care e mai mult decât atât. Avocatul a spus, acum, mă rog, e doar afirmația lui, dar presupun că a vorbit serios, că n-a fost o discuție, au fost mai multe discuții și nu Izaura îl căuta pe gardian ca să-i dea șpagă, ci gardianul o suna pe Izaura să-i spună despre taicăsu și să-i ceară bani. Cu alte cuvinte, era deci agentul nu... provocator. Exact, a fost, bun, o provocare pe față, adică nu are de nicio spun... treabă. E totul oribil de represiv. De ce e spun că represiv este de adevărat? Scandal monstru în această țară și sper ca oamenii să nu tacă, pentru că vorbim de o femeie romă și dintr-o familie cu eticheta clan interlop. Pentru că oricând, e următorul. Noi nu trebuie să uităm chestiunea asta. Aparatul ăsta represiv, Mihai, mi-e din ce în ce mai clar că face toate aceste abuzuri ca să ne arate că poate să facă abuzuri. Ce face Traian Băsescu, încălcând legea, furând, umilind, încălcând Constituția, sau lansând teme de-astea cu ofițerul care are documentul, nu are documentul și așa mai departe, este pentru a arăta că poate. Ce face DNA-ul cu doamna Maria de la Rădăuți, cu Izaura Anghel, e ca să arate că poate. Și am găsit de-aseară, de când te-am auzit în emisiune cu... ce au făcut rușii cu industria metalurgică din România, mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani am citit această carte Gazprom, noua armă a Rusiei. Și răsfoind-o astăzi din nou, mi-am dat seama că sistemul nostru nu este nimic original, nu e nimic nou, nu este unul decât unul copiat. Sistemul represiv este unul pe care domnul Traian Băsescu îl cunoaște foarte bine din regimul comunist, este regimul fostei securități, care băga frica în oameni, și este regimul pe care l-a copiat perfect de la fostul KGB, întreținut astăzi și în URSS. De ce domnul Putin le-a băgat în închisoare pe 3 adolescente care au cântat un cântec împotriva lui? 3 adolescente, 3 fete, care s-au dus după gratii în condiții oribile. A scandalizat acest caz o lume întreagă. De ce? Ca să arate că poate. Ca să arate că e în măsură să bage spaima în ruși și să-i aducă la tăcere, la îndobităcire, să meargă acasă cu sticluța de vodcă și să-și vadă de treburile lor, să nu-și bage nasul în treburile statului. Cu cine face în momentul acesta Traian Băsescu același joc? Cu DNA-ul, și este absolut oripilant pentru mine că domnul Iohannis, de exemplu, folosește arma domnului Traian Băsescu, DNA-ul, în lupta lui politică. A fost șocant să constat, corect, că se folosește de această armă domnul Iohannis, prea cinstitul și prea curatul. Ce am au făcut procurorii? E întrebat de case, domne, prea multe case, din meditații, din ce? Dar nu, el s-a dus să reclame pe alții la DNA să ia DNA-ul. E incredibil. Sunt trei exemple proaspete astăzi despre ceea ce spun eu acum. Probarea că abuzul este făcut cu intenție
cu intenția de a speria. 1. Cazul Izaura Anghel. 2. Cazul procuroarei, fostei procuroare Mariana Alexandru, care a fost băgată după gratii pentru că a scris scrisori publice ca doamna Chioveși să-i arate că poate să facă asta și nu cumva vreun alt magistrat. Scuze, Mariana Alexandru s-a pensionat pentru că investiga dosarul Bute. Angela... Am greșit, Angela, scuze, Angela... Da, am greșit numele, e adevărat. Doamna care a scris scrisorile, Angela Nicolae, care a scris scrisorile publice în aceste zile. Dar și doamna Alexandru a trebuit să plece... ca să nu ajungă cu cazul Bute, cine știe, poate la doamna Udrea. Doamne ferește. Doamne ferește. Bun. Al treilea caz este cazul Mazăre. E oribil ce a făcut că a înjurat procurorii într-o și mai ales că au ceilalți au aplaudat. Poate că e de înțeles curentul acesta în Mazăre, în Nicușor Constantinescu, în zona aia. Dar este absolut nepermis ce au făcut procurorii. A doua zi și-au adus aminte că acum 11 luni au ridicat niște calculatoare și acum făceau percheziția electronică, da? Și îl chemau și pe Mazăre. Lucrurile astea sunt pe față. Și atunci, legătura e foarte simplu de făcut dacă studiezi ce se întâmplă la partenerii familiei Băsescu. Mă refer aici la domnii ruși. Domnii ruși de la Alros Latina, care sunt, cred că, foarte ușor de legat de serviciile secrete rusești, câtă vreme domnul Krasnov, care poartă discuțiile cu Mașinski în acele interceptări, este fostul ambasador URSS la Londra și New Delhi. Ca atare, gradul dumnealui în serviciile rusești trebuie să fie maxim. Gazpromul, cu care Ioana Băsescu face afaceri, este nu că arma secretă a Rusiei în momentul acesta, este imaginea comercială a aparatului represiv și arma aparatului represiv. Iar lucrurile astea le pot spune pentru că doi ziariști ruși au avut curaj să scrie această carte, nu mai știu nimic despre ei, dacă sunt bine sănătoși sau nu, Gazprom, noua arma Rusiei. Și vreau să dau foarte ușor așa niște exemple din această carte. Gazprom este compania care a venit în România prin Ioana Băsescu? Exact, de asta spun. Da. Partenerii familiei Băsescu. E principala, e colosul rusesc. Nu e doar o companie care prelucrează și comercializează gazul. Este o companie care deține fonduri de pensii, companii de asigurare, bănci, companii aeriene, energie electrică, ziare, canale de televiziune, ba chiar și cluburi de fotbal. Da, este nu că un stat. O să vedeți, este aparatul represiv în sine, condus chiar de Vladimir Putin, actualul președinte al Rusiei, domnul Medvedev, a lucrat la, a fost condus chipurile Gazprom, prim-ministru. A făcut schimb cu Putin, de aceea... Da, am produs încurcătura, numai că n-avea birou acolo, era doar cu numele președintele companiei și citează ziariștii în această carte chiar pe unul dintre conducătorii companiei care îmi recunoaște foarte clar că e o persoană importantă, numai că nu dumnealui conducea atunci Medvede Gazprom, ci e condus personal de Vladimir Vladimirovici Putin. Și se și relatează în carte cum a ajuns, cum s-a folosit serviciul secret de Gazprom și de funcțiile respective pentru a-l promova pe Medvedev, pentru a face schimbul cu Putin ulterior și așa mai departe. De asemenea, sunt pasaje întregi despre influența Gazpromului în chestiunile politice din Ucraina. Cum au cei de la Gazprom câtă vreme sperau să nu iasă Iulia Timoshenko, nu cereau facturi de la Ucraina, când a ieșit Timoshenko și a stricat planurile, au venit cu un colos de sumă în legătură cu datoriile pe care să le plătească Ucraina, să intre într-o mare problemă comercială și de stat. Dar acum aș vrea să înțelegeți de ce Traian Băsescu e atât de aproape de acest sistem. Și povestea foarte scurtă a Gazpromului și a influenței lui, criminale o să vedeți, spun ziariștii care au scris această carte, e așa. Când a fost făcut Gazpromul, a fost dat pe mâna celebrului Beria, care la vremea respectivă supraveghea două lucruri. Crearea bombei atomice sovietice și construcția conductelor de gaz și înființarea acestui Gazprom. În momentul în care, în 1960, președintele companiei italiene de gaz Eni, Enrico Mattei, încheie un contract
cu RSS-ul, practic. Pentru a aduce gazul rusesc în Europa, o Europa dependentă astăzi în mare măsură de gazul rusesc, de aceea se spune că e noua armă a Rusiei în continuarea războiului rece. Și vă dau câteva exemple. Finlanda depinde în proporție de 100% de gazul de la Gazprom, Austria 75%, Germania 45%. Nu degeaba a fostul cancelar german Gerhard Schröder lucrează astăzi pentru Gazprom. În momentul în care intervine Kennedy în 63 în această chestiune, înțelegând cât de periculoasă este ascensiunea URSS-ului în această chestiune, rușii încep să scrie pe conducte a încurcat conducta Adenauer, pentru că Adenauer, cancelarul Germaniei, bătuse palma cu Kennedy. Enrico Mattei, italianul de la compania de gaz, încearcă să spargă blocada de gaz a URSS-ului în cele din urmă și moare în condiții misterioase într-un accident de elicopter. Problema este că nimeni n-a reușit să lucideze acest mister, pentru că toți cei care s-au ocupat de caz au fost uciși sau dați dispăruți. Și acum vine o chestiune foarte interesantă. Fostul premier rus, Igor Gaidar, este rugat de cei doi ziariști care au scris cartea să dea un interviu. Și spune așa: la ce vă trebuie toate astea, măi băieți? Nu înțelegeți că veți fi omorâți? Nu înțelegeți unde intrați? Întrebarea este: unde a intrat fata președintelui României, Ioana Băsescu? Cu cine? Cu cine face afaceri? Dacă afacerile astea sunt din registrul ăsta criminal? Și cu cine este partener Traian Băsescu? Maestru Mircea Diaconu, comentarii? Da, sunt siderat, de dreptul. E limpede că e un plan, habar n-aveam de lucrul ăsta, un plan vechi, de după război imediat, de după răcirea aceea infernală, aproape, mă rog, să înceapă o replică la războiul al doilea mondial, țineți minte, și probabil că au găsit soluția asta. E gândită, e monstruoasă și ce mă sperie este că de atâta amar de vreme europenii n-au înțeles lucrul ăsta. Și acum foarte multă vreme țări importante, persoane importante din Europa au confundat pe Tolstoi cu Brejnev, cu tot felul de alte, cu Putin iară. Și era romantismul ăsta rusesc, era percepția asta. Experiența noastră care am stat lângă ei n-a contat, probabil nici azi nu contează prea tare. E o revelație în Europa, e o revelație pe acest subiect și Parlamentul European, și puțin așa e percepția mea de acum, e foarte hotărât și nu mai cade deloc în romantismul ăsta. Din păcate e târziu, pentru că răul e făcut deja, dependența este, e reală și se încearcă tot felul de ieșiri din situație. Asta știu din tot felul de discuții, din tot felul de grupuri foarte bine informate acolo. E alt moment istoric, dar chiar trăim un moment istoric, care e lung, e pornit de vreme și cu consecințe foarte grave. Domnilor și domnilor, am ajuns la cel mai plăcut moment al emisiunii. Am vorbit despre oameni care distrug destine, distrug familii, distrug vieți, distrug țări, distrug flote, distrug viitor. Uneori poți să fii într-o atât de diabolic, încât pe porțiuni să distrugi chiar viitorul. Dar povestea pe care vă prezint la finalul acestei emisiuni este, am întâlnit de multe ori, probabil sper că toți am întâlnit oameni care ne-au salvat la un moment dat sufletește, personal sau alteori fizic. În cazul fetei pe care o veți vedea, inițial o cheamă Iuliana, are o familie care s-a gândit să o vândă. Există o altă familie, însă, care o salvează, este salvată pentru întâia dată, iar a doua oară este salvată de colega și prietena mea, Ana Moraru, care se duce în Statele Unite, îi spune: știi, eu fac o anchetă extraordinară despre copiii, despre generația pierdută, despre copiii care au fost vânduți, care au fost înfiați, ce s-a întâmplat cu ei în urmă cu vreo 20 de ani și te-am găsit pe tine. Iar în urma demersului jurnalistic al Anei, repet, este dublu medaliată la New York Festival, aur și argint, se va vedea și în acest material, o salvează a doua oară pe Iuliana, pentru că în felul acesta o aduce acasă, poate pentru a-și regăsi familia naturală. Povestea este tulburătoare, este profundă,
și după părerea mea este totală. Urmăriți-o. But part of me feels like I need to figure out some things about myself personally, you know, like this. Like I feel like a part of me would feel so much better if I knew things about my birth family. Sunt Iuliana. Și s-a întors în România după 23 de ani petrecuți cu familia adoptivă în Statele Unite. Acum o cheamă Katie. Katie's thought about her birth family her whole life. I'll never forget that when I tucked her into bed. And she was 3 or 4. And she said to me that, Mommy, when I lay in my bed, I think about my birth mother. And I wonder, could she be thinking of me? If you ask me, this time last year, I wasn't even seeking out my birth family. A aflat între timp că a fost vândută fără remușcări. Alți 3 frați au avut aceeași soartă. O soră a murit din cauza drogurilor, iar un frate infectat cu HIV a ajuns după gratii. There he is. You want to turn around? Yes. Okay. Hello. I hope that what will come out of it is some peace of mind for Katie. That one, have you seen that though? O știi pe asta? Mm. E mama? Says that's her mother. Poate nu pare nimic, a apucat timpul greu. Da. Te-ai gândit, poate ca timp? Da. I wasn't sure. That was intense. I don't know, the memory of her, you know, her memory of me. I'm not adopted. I have no idea what Kate's feelings are. Wow, I'm just a little overwhelmed. I'm not a big deal, okay? Sunt Iuliana. Iuliana, așa o chema în 1991 când a părăsit țara. Acum câteva zile a pășit din nou pentru românesc, drept cetățean american. Iuliana, devenită Katie Acker, a venit înapoi acasă. Să afle cine e. Time last year, I wasn't even seeking out my birth family. Dar lucrurile pe care le-a aflat aproape din întâmplare au împins-o să caute explicații. A vrut cu orice preț să înțeleagă de ce femeia care a adus-o pe lume a renunțat la ea într-o clipă și ar fi cerut și bani în schimbul ei. Juliana's mother wants to return custody of her until she is paid the money. Yeah, isn't that kind of sketchy? O suspiciune pe care în primăvară o confirma și funcționarul care s-a ocupat de adopție. Sunt sigur că a vândut. Sunt sigur că a fost vândut. În tot acest timp, Katie a trăit cu gândul că în România o așteaptă o lume în care s-ar regăsi într-o clipă. It's always been there, the idea of the fantasy of meeting them. We always told Katie that we wanted to bring her back to Romania. I'm hoping Kate gets from that visit some sense of, you know, and of connection. For me, I think that there's something here that I need to find out for myself, you know. Drumul spre adevăr a început în penitenciarul Jilava, după gratii, acolo unde Victor, fratele lui Katie, e închis pentru trafic de droguri. There he is. You want to turn around? Yes. Okay. Hello. It's okay, just take a minute. I look like, I mean, we look related, right? Yeah. I'm talking about someone else. No. Daniela, cealaltă soră, e acum doar amintire. An de zile a stat cu Victor pe străzi. Drogurile au pus-o la pământ. She died when she was 23. Yeah. I'm really sorry. Like, that was difficult because I definitely felt for him, you know, and like his loss. You know, and I wish I had that, like a sister like that, but. That one, have you seen that though? O știi pe asta? Mm-hmm. E mama? He says that's her mother. Yeah.
Un chip care privește cu tristețe din fotografie și o obsesie care i-a umbrit lui Katie copilăria. I just hope that I can really relate to my birth mother. Aceasta e cea mai mare temere a ei. Katie a străbătut mii de kilometri să-și regăsească identitatea. Undeva în centrul Bucureștiului, într-o casă veche, o așteaptă răspunsul. Hi, Katie! When, you know, Jean comes up with like this rose, you know, my oldest brother, I was like, am I that thought about? You know, yeah. This is your mother. Hi. There it is. The saying is that a picture is worth a thousand words. I wasn't sure. That was intense, you know. I mean, she was very open, you know, kind of gave me a hug and whatnot. I wasn't sure. I felt like she would be very distant. Just a little overwhelmed. I'm not a big deal, okay? No. Cu toții își lipesc privirile de străina care nu vorbește românește, dar care le împarte sângele. I guess I expect the curiosity. I mean, who are these people? What does she look like us? You know, is this one of the family? I think it's kind of a dream still. I'm just like, dream is real. Yeah, I know, it's real. Jean e singurul care o înțelege pe Katie. Vrea să-i câștige încrederea și să distrugă amintirea vânzăriei. Tu ai luat bani pe ea? N-ai luat. De ce ea n-a luat bani pe ea? What he's saying is that from what they know, she did not take money from anyone, only the agency took money. She had no involvement. Spune-ți. Sunt singurele cuvinte care ies din gura mamei, cere iertare din priviri pentru ce s-a întâmplat acum 20 de ani. I was thinking, you know, you can wear these bracelets on your wrist and then I'll have these. The conveying of emotion was probably lost in the translation. I'm their blood, like Victor said, you know, I'm like, like blood is thicker than water. I want to very much go to America. You do? Why? Beautiful. From what you see, yeah. It was in some ways different and in some ways just what I expected. When you come here, you take me with you. What? Oh, take what? Me. Take you where? Take me with you in America. Okay. Katie caută să se regăsească în curtea prăfuită, iar frații și verii vor să-și facă loc în lumea de vis de peste ocean. Pentru ei, România e o țară gri cu uși închise, așa cum era pentru David și Janet când au venit să-și adopte fica. I see more bright signs, I don't know, advertising, you know, things, than I remember. I remember it being fairly gray. And I don't see any lot people standing in lines now. Bucureștiul pare de nerecunoscut pentru americanii care au văzut cu ochii lor cum se umpleau străzile de mineri în 1991. I've been given a better life, so I can't be mad about it, you know, or upset, but I'll always have some nostalgia for this place. And it wasn't like she was unhappy with our family, but she always had that curiosity. That's Kate's. I can't tell Kate what to think or feel. That's up to Kate. I don't expect, you know, I usually just have high hopes for things. And yeah, I hope to come back here and visit them again. I really hope so, but I'm not gonna, you know, expect that. Like, I mean, I gotta work on myself. Katie trebuie să-și termine facultatea în țara care a câștigat o generație. Trebuie să încep eu acum. Nu știu ce e în sufletul lui Katie. Nu pot să-ți spun nici acum ce e în sufletul lui Katie. Am petrecut 4 zile cu ea cât a stat în România. A trecut prin foarte multe emoții pe care trebuie să le treacă printr-un filtru. Probabil că va face asta cu terapeutul. Ea oricum merge la terapie așa cum fac cei mai mulți dintre adoptații din România. Merg la terapie pentru că nu știu cine sunt.
Probabil că o astfel de vizită o va ajuta să înțeleagă cine este, de unde vine și ce vrea să facă mai departe. Dar nu pot să-ți explic acum ce e în sufletul ei, pentru că nu știu. Ana, dar ne poți explica, te rog, altceva ce e foarte important pentru noi în contextul acestor luni până la alegeri? Tu cum ai găsit-o pe Katie? Cum i-ai găsit pe toți cei pe care i-ai găsit dintre copiii vânduți ai României? Sau dați spre adopție internațională, să spun așa? M-a ajutat Katie cu dosarul de adopție pe care l-a găsit ea acasă. Mi-a trimis documentele. În documente erau foarte multe date. Pentru că... Dar cum ai găsit-o pe ea până să-ți trimită ea dosarul de acasă? Cum i-ai găsit pe cei? Ei sunt americanii, noi americani, au făcut un forum cu copii adoptați din România. Și s-au adunat acolo și își caută părinții. Colega mea, Mihaela Biliovski, din Statele Unite ale Americii, a făcut cumva o triere și a ales câțiva copii adoptați din România. Katie era unul dintre noi ei. Noi avem un candidat la președinție care se numește Klaus Iohannis și care nu simte deloc nevoia, datoria, obligația de a lămuri o chestiune extrem de dură la adresa dumnealui. Aceea că ar fi contribuit la mecanismul acesta de vânzare, că ar fost și dumnealui un baby broker, da? Ca celebrul patron de presă din zilele noastre. Și îl acuză bunica copiilor pentru care a intermediat vânzarea sau adopția, după caz, că s-a dus de foarte multe ori la dumneai să o convingă, în timp ce domnul Iohannis spune că a fost doar șofer și soția translator pentru familia respectivă. Poate, cine știe, reușești tu să-i găsești și pe copiii din tranzacția asta, ca să aflăm că sunt bine, sănătoși, precum Katie. Poate în felul ăsta e obligat și domnul Iohannis să spună adevărul, să nu mai dea exemple cu meditațiile și, sau mă rog, răspunsuri tip meditații și în această chestiune. Nu, că asta cu șoferul e la fel de insultătoare, câtă vreme vine bunica copiilor și spune că nu e adevărat. Nu, sistemul era într-adevăr foarte complicat, inclusiv pe vremea aceea. Trebuiau să fie oameni cu școală care să-i primească pe americani în România. Trebuiau să fie oameni care știu limba engleză, care știu cum să se poarte cu acești oameni. Era o rețea, toți erau prieteni între ei. Păi, îmi povesteau familiile că veneau în România, stăteau o noapte, de exemplu, la o familie din România și în noaptea aceea americanii plăteau cât ar fi primit pe o lună întreagă românii. Adică, asta vorbim numai despre ospitalitate, da? Nu vorbim despre sumele tranzacționate în perioada aia pentru copii. Pentru că fiecare își primea parte, era un lanț. Era normal. Foarte tare, Ana. Extraordinar ce ai făcut tu și colegii tăi și Mihaela și Ioana și Lavinia. Sunt impresionat cum am văzut că este și maestru de acolo. Nu că e impresionat, e ceva de-a dreptul cumplit. Da. Uitați ce se întâmplă. Deci se nasc oameni. Într-o familie sau alta, nu contează. Dar ei vin, știți cum vin copiii. Nu cu barza, vin de sus, de tot. Și când vin și se nasc oameni, în omul ăla e tot. E binele, e frumosul, e speranță, totul. Sunt destine perfecte în clipa care se nasc. După care, trăind într-un loc sau altul, încep să apară diferențele. Deci unul merge într-un destin normal sau fericit, altul nu. Deci cei mai mulți dintre copiii ăștia de care vorbim sunt condamnați direct prin naștere. La destine cumplite, nefericite, neîmplinite. Câte unii se salvează. Vedeți diferența? Uriaș. Incredibile. Colosal. Și este atât de cumplit lucrul ăsta, încât vă spun, o simt de-a dreptul frisoane. Mircea? Mircea? N-ai vrea să căutăm copiii vânduți de baby brokerul pe care l-ai devoalat tu? Ba da. I-aș vrea să-i căutăm. Păi să-i căutăm, dar de unde știm noi ce copii a traficat baby broker? Complicat de aflat totuși. Să-l dăm pe forumul acela american, să-i dăm poza, că poate îl recunosc părinții care au făcut tranzacții cu el. Îl vor recunoaște în cazul fericit, în care copiii au ajuns la niște familii. În cazul în care n-au ajuns la niște familii, și dacă o să-l recunoască diversi pe forum, n-or să spună nimic. Treaba e totuși, revenind la tema de bază a emisiunii, tot deci navele se scufundaseu? Exact. Au fost două nave care se scufundaseu. Dar marinarii băuseu când navele se scufundaseu? Pare că
Sunt niște cantități absolut uriașe. Sunt nave care vor să se scufund cu tine, sunt nave care nu vor să se scufund cu tine. În condițiile în care două nave se scufundaseu, înțeleg că navele au dorit și ele să se scufundaseu. Da, e un scufund, două scufunduri. Da, camioanele cu dosare și ele se scufundaseu? Ele dispăruseu. Ele dispăruseu. Dar... Ca să folosesc o expresie colocvială, ele se subseseu. Repetați, vă rog, că n-am înțeles. Ei, lasă așa. Dar... problema e... Totuși, tu ești președintele României. Doar când te uiți la el, vezi că e bizar. În ce sens? Cum? În orice sens. Dar când îl mai auzi și vorbind prost românește, nu te îngrozesc eu? Da, îngrozesc eu. Eu presupun că de acum înainte, că Macac nu m-a lăsat CNA-ul să-i spun. Da. Deci că Macac nu se poate. Da, cum? Dar de ce Varan se poate și Macac nu se poate? N-a răspuns CNA-ul la treaba asta. Și cum ai vrea să-i spui? Dom'le, să-i zicem Băsei Sao. Bun. Nu e corect? E potrivit, domnul Civică, văd că e bucuros. Nu e așa? E un pic lung. Băsei Sao? Băsei Sao, nu. Poate să fie Băseu. Băseu? Da. Ai văzut că la roman așa îi zicea omul. Cum îi zicea omul dulcifică? Bășe. Bășe. În dulcele grai. Așa îi zicea omul la... Da. Voi ați înțeles ce a spus? Ar fi varianta ca să fie și cum moldovenește și portughezește, să fie un fel de bășeu, zic ceva, o chestie de asta. Salva Bășeu. Ar putea să fie. Dacă există Salva Vișeu, să există și Salva Bășeu. Da, voi ați înțeles, voi oamenii de acolo, toți oamenii, ați înțeles ce a zis el în legătură cu acoperitul? Că toată lumea se sfrăsuie de dimineața până seara, eu nu mă mai uit la televizor, că nu mai pot, adică nu mai, mi-ajunge și mie, nu mai pot. Deci nu mă mai uit în timpul zilei la televizor, că nu mai pot. Nu s-a înțeles foarte bine, pentru că în perioada în care a vorbit despre acoperitul, el se scufunda seu și nu se auzea de jos. Adică de sub apă, știi că unul nu se audă. Deci el a zis ceva de genul... m-am uitat după aia și pe Hot News, pe Live Text, am așa reluat de 1000 de ori afirmațiile, că văd că deontologii de la televizor, acest jurnalist semicretini care populează ecranele, sunt preocupați de această temă lansată de președinte cu acoperitul. Și m-am uitat și eu acum să văd, ia mă, ce a zis ăsta cu acoperitul? Dom'le, deci nu a fost delir, ați observat? Doamne ferește, da. Deci nu e nimic logic în ce a spus. Nu. Eu nu am o hârtie de la un serviciu, dar dacă ar fi un acoperit, nu e o problemă. Problema e când acoperitul e acoperit, dar eu n-am zis în sensul în care. Poate că a fost. Poate că o să fie. Poate că a fost, dar poate că n-a fost, dar nu era vorba despre o hârtie. Nu, deci... Da, eu am întrebat, Fiola. Omul consumaseu? Consumaseu. Prietene, omul consumaseu, dar de data asta, adică paiul, trebuie să fi consumaseu cu paiul ca să obții efectul ăsta. Și doi, paiul nu-l băgase în gură, ci în nas. Adică... La ce vă referiți? Mai nou, apa plată se bea... Așa? Paiul? Adică lași o dâră de apă pe masă și faci... Interesantă abordare, nu m-am gândit. Prietene, este delir. Eu îți citesc de pe hotnews.ro după ce l-am văzut pe Băsei Sau în direct. Ce scriu foștii angajate lui Sima Excrocu? Să nu se aștepte nimeni că va fi un document al serviciilor secrete. Nu poate fi așa ceva. Dacă aș fi primit ceva de la un serviciu secret, puncte. Eu am ridicat problema dacă a fost un ofițer acoperit. Da. Băi, îi fileață, prietene, deci... Ce-a făcut? Îi fileață. E furtuneau în capul lui. Zice, eu sunt convins... Atenție, nu, că delirul continuă. Adică... Așa, da. Deci, eu sunt convins că o astfel de recunoaștere, dacă va fi... Cum? Eu sunt convins că o astfel de recunoaștere, dacă va fi, nu va face rău nimănui. Ha?
Un fost ofițer acoperit nu poate fi liniștit, indiferent ce funcție are. Eu cred că ar fi foarte bine să știm exact ce am declarat. A? Ce? Nu știu, nu mai zice. Răspunsul domnului Sârbu acoperă doar jumătate. Eu am spus că este un ofițer acoperit sau un ofițer acoperit. Cum ai zis? Încă nu înțelegi ce spun? Eu cred că ar fi foarte bine să exact ce am declarat. Răspunsul domnului Sârbu acoperă doar jumătate. Eu am spus că este un fost ofițer acoperit sau un ofițer acoperit. A. Prietene, domnul Sârbu a mințit, trebuie luat acum. Domnul Sârbu a mințit prin opțiune și se referă la Adrian Sârbu ăla cu infinite datorii la stat și care ține toate site-urile alea băsiste care băsesc, începând cu gândul.info, unde activează crucișătorul Popescu Tudor Cristian. Nu cred că era domnul Adrian Sârbu, nu? Cel cu milioane datorii la statul român, nu? Sper că nu. Nici eu nu cred. Domnul Sârbu a mințit prin omisiune și nu numai azi, într-o lungă campanie. De când am făcut această afirmație, nu contenez să-și iau aminte că nu există un ofițer acoperit în familia dânsului sau dosarul Băsescu. Frate, îmi căutați dosarul de 25 de ani. Nu este. După aia ce cu camioanele, bagă cu camioanele. După aia băga camioanele. Au garat camioanele. Camioanele cu dosare. Da, zice cu camioanele. Lui. Zice. Nu, atenție. Eu am spus într-o emisiune a lui Tucă, securitatea a beneficiat de la mine de câteva camioane de rapoarte, cele de voiaj, cele de la Anver, gândindu-mă că au fost văzute și de securitate. Eram comandant pe o mare navă. A zis cât era de lungă nava. A zis că avea 306 metri lungime sau un zarzavat de genul ăsta. Ceea ce e important, că securitatea de la 283 de metri în sus era interesată. Deci mărimea contează și la securitate, înțeleg. Da. Deci, așa. Băi, după mărime, ia. Așa. Eram comandant pe o mare navă, da? Dar nici acel moment nu am putut să termine. Ofițerul să zbească lice. Orice a luat ăsta vreau și eu. Doar că degeaba vreau că ăsta a luat tot. Așa. În mod evident. Prietene, deci tu... Nu, vreun om de pe planeta asta care citește... Ce? Cum? Dacă poți să repeți. Păi, nu prea pot. Ah. Ia pune-l pe el să repete, să vedem, poate? Da, pe bune, acum, sigur că ne putem amuza, dar tu înțelegi că omul ăsta, nu știu, poate să declare război cuiva, adică, după ce ai citit, poate orice. Prietene, să declare. Deci, eu știu acum dacă România atât a putut România să aibă 10 ani în frunte pe... Ăsta. Atât a putut țara asta. Ce să facem? Să declare, prietene. Zice... Atunci, stai, că mai zice despre asta acoperitul. Ia. Zice, ar putea fi niște probleme. A? Cum? Ce? Dacă ai fost cumva în incompatibilitate. Să fi fost angajat în justiție la acea vreme. Toți fac trimiterea la legea 303 pe 2004, care a stabilit incompatibilități. Dar legea 92 pe 92 avea o prevedere expresă pentru procurori și judecători că nu pot fi ofițeri acoperiți. E Macovei. Deci, prietene, Macovei? Deci, ideea este. A venit cum ar veni președintele României și a zis: între candidați un ofițer acoperit. După care lumea s-a întrebat, bă, ăsta e bine cu capul sau și cum anume demonstrează el că unul e un ofițer acoperit? Și el vine și zice, dar nu e vorba despre o hârtie, că dacă ar fi fost o hârtie, n-aș fi putut să vă arăt. Este vorba despre... Ij. Mie îmi place asta cu ij, la sfârșit, întotdeauna ij, de la vertij. Știi? Este... Aici e cheia! Unde? Dacă... Da? Ai ceva. Cum? Așa scrie. Aici e cheia, dacă ai ceva. A, cheia franceză? Când vorbim de președintele României, CV-ul tău trebuie să fie complet și electoratul să știe cine ești. A. Da. Nu, la astea nu ne așteptam, adică no, băi, dovezi, documente. A? E cam procesul, dacă telepatia.
Auzi, dar tu crezi că e mai primește Turcesc cu niște dezvăluiri de la Arici Pogonici? De exemplu, sau, hă? Dacă era de la Arici Pogonici, era simpatic, dar era părea simpatic. Că a primit de la un ospiciu. De la un ospici. De la Arici ospici. Că poate mai vine acum lăutarul Turcescu, ting-dang, 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 ca să, hă? Să facă un pic de orchestrație pe lângă delirul șefului său. Ting-dang, 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 ting-dang. Se scufundaseu toți, crede-mă. Se scufundaseu... Eu zic că în seara asta se scufundaseu toți. Da. Deci, nu ia udrea, domnul Băsău. Că dacă se scufundaseu, merge și Băsău. Domnul Băsău. Bre, cum se spun eu? Ij, ăsta. 306. 306 metri. Bre, udrea, tu ascultă-l pe cetățeanul României. Cum spune aici, de să uită lumea în dinții lui. Bre, nu ia 5% udrea. Dar tu-l duci în eroare, că 5% mi se pare mult. Păi e mult. Am zis așa, bine. Prietene, la câți bani au făcut ăștia din afaceri cinstite, desigur, o să cumpere geci. Dar o să mai vândă geci, pe nu, pe ce carcase de porc. Pe ce? Nu știu, pe carcase de porc. Pe ce se tranjează ei? Nu știu, prietene. Ah. Deci, de-aia zic, ăia al de fileață ai lui Udrea, oamenii de dreapta din România, cum ar veni, da, vor duce din poartă în poartă cu câte o căldare, cu câte un porc mort, cu ceva, știi? Deci, de-aia zic, hai, 5% că poate mai rezolvă ceva, dar mai mult de 5%, deci, bre, stai din nu ia Udrea, mai mult niciodată. Degeaba, e degeaba. Deci toate aceste... Votați Udrea. De fapt, el asta, de-aia s-a dus să spună că să voteze lumea pe Udrea. Stai, bre, liniștit, nu trece de 5. Stai relaxat, flexat. O pasă lungă și utilă, aș sugera. După părerea mea, mâine pe Antena 1 reluare de pasă asta, că e bine. E păsăi sau. E păsăi sau, da. Da. Scufunde sau. Rămâneți, vă rog frumos, cu Mita. Eu mă duc să mă uit la el. Avem mai multe registre noi, oamenii dumneavoastră și cu noi. În momentele cele mai grele, o să fie. Este Lia. Haz de necaz, zic românii așa, într-un mod frumos. Omul este președintele României în funcție. El este președintele României în funcție. Dacă noi terminăm în halul ăsta, oamenii care contează lumea, România este precum Iuliana, într-un fel. Dar vedeți, dumneavoastră, e precum Iuliana dacă ar fi avut o altă poveste. Din aceeași familie, un copil ajunge care chiar dacă erau părinți adoptivi, e afecțiune, educație, perspectivă. Iuliana arăta cum arăta. După 10 ani de zile, România arată ca familia Iulianei. Exact așa. Dinții pe care nu îi iau românii în gură, nu îi iau pentru faptul că suntem mai, avem o genă mai proastă, ci pentru faptul că am luat pum în gură. Cizma regimului băsist în gură. Pentru faptul că de multe ori nu au fost educați oamenii nici măcar cum să-și păstreze dinții în gură. Și sufletește, mulți dintre cei din țara asta sunt gâliți pentru că au fost storși în fiecare zi prin ură, prin nebunie, prin manipulări groase, ca cea pe care o încearcă acum și iese ce iese. Eu zic că e un moment bun. De zile, de 10 ani de zile, România să arate așa cum ar merita. Depinde foarte mult de noi. Noapte bună!